susținerii tezelor de doctorat conform noi proceduri, conform codului de educație. Iar doctoranda de astăzi este prima din școala științe umaniste. Am simțit asta. Deci nu este prima pe universitate. De ce pentru noi un pic este mai ușor? Pentru că deja am trecut câteva teze, două teze doctorat am avut în alte școli doctorale, dar este prima pentru școala umanistă. Deci respectiv aici vor fi stabilite probabil niște proceduri, nu că stabilite, dar încercate niște proceduri care pe parcurs poate le mai cizelăm, poate le mai ajustăm, poate le aranjăm așa, ca să fie confortabil și pentru doctorand, și pentru membrii comisiei, și pentru cei care au lucrat împreună cu doctorandul de-a lungul timpului. Dumneavoastră sunteți la curent că există documente aprobate și la nivel național, în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și prin instituția publică ANACEC, Agenția Națională de Evaluare a Calității în Educație și Cercetare. Conform regulamentelor naționale și universitatea trebuie să-și aibă propriile proceduri. Avem procedura operațională pentru evaluarea și susținerea tezei doctorat. Și ceea ce urmează astăzi să se întâmple, vom realiza conform pașilor specificați în această procedură. Deci, de la bun început, vă amintesc că subiectul pentru care astăzi suntem aici este evaluarea și susținerea publică a tezei de doctorat. Eu am încercat să-l citesc de câteva ori, acolo ți-a r și ți-a t, foarte ușor de pronunțat. Deci teza este terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română în baza lexicului sportiv, la specialitatea 62104, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie în limba română, realizată de doctoranda Leona Luca, conducător de doctorat, doamna doctor în filologie, conferențiar universitar Ana Vulpe. Conform hotărârii Consiliului Școlii Doctorale, s-a stabilit componența Consiliului de Susținere de astăzi, cu următorii membri. Subsemnată, am avut onoarea să fiu desemnată în calitate de președinte. Doamna doctor habilitat profesor universitar Elena Constantinovici în calitate de referent, domnul profesor universitar doctor habilitat Ion Manole în calitate de referent, domnul Marin Butuc, doctor conferențiar cercetător în calitate de referent și doamna Ana Vulpe, conducător în calitate de membru, deci din oficiu, dat fiind munca pe care a depus-o împreună cu doctoranda la această teză. Dosarul prezentat de către doctorandă a inclus toate actele cerute prin regulamentele naționale și procedurile și metodologiile interne. Deci trebuie să trec în revistă aceste acte și în afară de actul de identitate și CV-ul doctorandei, care este deja cunoscut în mediul Institutului de Filologie și a Școlii Doctorale Științe Umaniste, avem hotărârea Consiliului Școlii Doctorale privind aprobarea titlului tezei și numirea conducătorului de doctorat și apoi, la scurt timp, avem o hotărâre de asemenea Consiliului Școlii Doctorale privind precizarea, s-a făcut o precizare în titlu pe parcurs, cererea studentului doctorant privind demararea procesului de evaluare a tezei de doctorat, lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei și este semnată de doctorant și avizată de conducătorul de doctorat. Este prezentă evidența de realizare de către student doctorant a programului de pregătire avansată și a programului de cercetare științifică cu indicarea numărului de credite transferabile obținute cu durata studiilor. Creditele sunt în numărul necesar. Declarațiile de asumare a răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei, precum și respectarea standardelor de calitate și etică profesională semnată de student doctorant și de conducătorul doctorat și avem și raportul de similitudine pe care se axează aceste declarații. Raportul conducătorului doctorat prezentat în comisia de îndrumare extinsă prin care se admite lucrarea pentru evaluare. Decizia Consiliului Școlii Doctorale privind examinarea tezei de către comisia de îndrumare extinsă și procesul verbal al ședinței comisiei de îndrumare extinse privind evaluarea lucrării însoțit de propuneri și obiecțiile membrilor comisiei. Acum, referitor la
obiecțiile și propunerile comisiei trebuie să le dau citire, pentru că mai târziu doctoranda, după prezentarea tezelor pe care le are în cadrul lucrării, va trebui să răspundă la aceste observații pe care dumneavoastră le-ați făcut în cadrul comisiei de îndrumare extinse. Deci, doamna membru al comisiei, Elena Costantinovici, a menționat că este de dorit a prezenta mai mulți termeni în context, dat fiind că anume contextul relevă caracterul terminologic al unității lexicale, idei formulată și de autoare în capitolul 1 al lucrării, a revizui unii termeni din anexe pentru a exclude pe cei științifici generali sau cuvinte din uzul comun, și de asemenea unii capitole 2 și 4 pentru a prezenta toate cele trei procese semantice în ansamblu într-un singur capitol. Domnul Ion Bărbuță, doctor conferențiar cercetător, membru al Comisiei de îndrumare extinse, a venit cu propunerea de a revedea subcapitolul referitor la eponime, dat fiind că unii termeni sunt derivați de la nume proprii, dar nu constituie eponime sau apelative. În unele fragmente e necesar de a completa descrierea opiniilor autorilor citați cu opinia proprie autorului sau a adera la una din cele analizate. De asemenea, este necesară o lectură finală a textului lucrării în scopul retușării unor carențe de ordin minim, omiterii de lideri, erori de ordin tehnic, de exemplu numerotarea subcapitolului în capitolul 2. Domnul Vasile Bahnaru, doctor habilitat, profesor universitar, membru al Comisiei de îndrumare extinse, recomandă a ortografia numele proprii slave conform normelor în vigoare. Pentru realizarea analizei componențiale ar putea fi consultate mai multe tipuri de dicționare, atât cele generale cât și terminologice, și relațiile de hiperohiponimie ar putea fi ilustrate pornind de la hiperonimul sport și terminând cu domenii. Același lucru poate fi realizat și în baza unui anumit sport, de exemplu a atletismului, dar acestea constituie sugestii pentru cercetări ulterioare. Observațiile doamnei doctor habilitat conferențiar universitar Eugenia Mincu, membru a Comisiei de îndrumare extinse, a plasat materialul teoretic din capitolul 2 în capitolul 1, ceea ce ar face posibilă reducerea volumului capitolului 2, a revizui unii termeni din anexe pentru a exclude termenii caracter științific general din lista celor sportivi generali. Și observațiile doamnei Viorica Răileanu, doctoră filologie, conferențiar cercetător, membru al Comisiei de îndrumare extinsă, propune introducerea să fie completată cu importanța teoretică, valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor științifice, să se completeze teza cu lista de abreviere, cu anotările în limba română și în engleză, anexe, să se unifice modul de citare a surselor bibliografice în textul lucrării, să reduce trimiterile la subsol, a face trimitere la numele Răileanu pentru citatul de la pagina 140 pentru numele proprii devenite nume comune din subcapitolul 4.1.4, eponimizarea, proces activ de formare a termenilor sportive în limba română, de exclus trimiterea de la citatul nume comune care și-au sursa în nume proprii. Deși metalimbajul lucrării este în general îngrijit, se semnalează și câteva inadvertențe pe pagini, respectiv se recomandă înlăturarea lor, a redacta textul tezii în conformitate cu ghidul privind redactarea tezelor de doctorat și a rezumatelor, elaborat și aprobat de consorțiile academic-universitare a Universității de Stat. Și observațiile conducătorului de doctorat, doamna Ana Vulpe, doctor conferențiar universitar, volumul lucrării depășește numărul de pagini indicat în ghidul de redactare a tezelor de doctorat elaborat de ANACEC, a reduce volumul textului, în special a capitolului 2, a ilustra capitolul 2 cu material faptic din domeniul sportului, măsura posibilităților, a revizui inventarul de termeni sportivi din anexa 1. Deci acestea au fost observațiile care s-au enunțat în cadrul ședinței Comisiei de îndrumare extinse. De altfel, ca paranteză, rostul acestei comisii este să înlocuiască cunoscutul seminar de profil. Deci este o ședință, cred eu, utilă și destul de bună, așa cum observați și referitor și în conformitate cu aceste recomandări care au fost emise. Așa, asta este ceea ce ține de dosarul pe care l-a prezentat doctoranda. Reiterez, este complet, conține toate actele.
Și acest lucru ne permite să procedem propriu-zis la procedura de susținere și să-i dăm cuvântul doamnei Luca pentru a prezenta tezele de bază realizate în cadrul acestei lucrări. Amintim că aveți aproximativ 20 de minute la dispoziție pentru prezentare. Mulțumesc! Stimată doamnă președinte, onorată comisie, distins public, teza pe care o propunem astăzi spre susținere publică este rezultatul unui demers de cercetare, a cărui demarare a fost posibilă grație intuiției lingvistice și bogate experiențe în domeniul lexicologiei și al lexicografiei a doamnei conducător de doctorat Ana Vulpe. Ulterior am venit cu propunerea de a completa această temă cu o precizare, dat fiind că activăm la o instituție cu profil sportiv și așa a luat naștere conceptul acestei teze. Actualitatea temei noastre este determinată atât de factori lingvistici cât și extralingvistici, mai cu seamă de interesul sporit al lingviștilor față de studiul limbajelor specializate în ultimii ani. Sunt tot mai multe astfel de lucrări. Diversitatea viziunilor și a perspectivelor de abordare a termenilor și a sistemelor terminologice, lipsa unui consens în ceea ce privește numeroasele abordări, importanța științifică și practica studierii celor trei procese de evoluție semantică a termenilor, dar și gradul insuficient de studiere a sistemelor terminologice, inclusiv sau mai cu seamă a celui sportiv. Resemantizarea continuă a unităților lexicale, apariția unor termeni noi ca urmare a dezvoltării vertiginoase a variatelor domenii științifice și, în sfârșit, necesitatea descrierii sistemului terminologic al sportului în ansamblu și al subdomeniilor acestuia, ca și gradul insuficient de cercetare a fenomenilor lingvistice luate în discuție. Scopul cercetării noastre a constat anume în analiza și descrierea complexă a proceselor terminologizare, determinologizare, reterminologizare în limba română, în baza subsistemului lexical al sportului la etapa contemporană a evoluției lui. Din acest scop derivă obiectivele cercetării, ne-am propus să determinăm locul limbajelor specializate în sistemul general al limbii, să determinăm caracteristicile textelor specializate și structura sistemelor terminologice, să stabilim criteriile de clasificare a unităților terminologice și să le selectăm pe cele pentru terminologia sportului, să realizăm o cercetare complexă a celor trei fenomene lingvistice, să efectuăm o analiză lexicosemantică și structural-semantică a sistemului terminologic sportiv, să stabilim domeniile de aplicație și domeniile conceptuale ale care generează termenii sportivi, să identificăm sensurile noi și potențele expresive ale unităților specializate, determinologizate în special, și, în sfârșit, să evidențiem interacțiunea limbajului sportiv cu alte limbaje specializate, dar și interacțiunea care se realizează în cadrul limbajului specializat al sportului între diferitele subsisteme terminologice. Am pornit de la ipoteza că cele trei procese semantice sunt active, sunt intense în limba română și au rol determinant pentru formarea sistemelor terminologice ale diferitelor limbaje specializate la toate etapele de creație terminologică, atât la cea de terminologizare cât și la cea de reterminologizare, dar și pentru îmbogățirea continuă a limbajului comun cu unități lexicale și sensuri noi. Iar în limbajul sportiv, aceste trei procese sunt deosebit de productive. Baza metodologică a cercetării s-a fundamentat pe studiile mai multor lingviști consacrați de peste hotare și din țara noastră și de peste Prut. Le aveam și în teză, dacă îmi permiteți să mai trec pentru că e volumul cam mare. Metodele cercetării au fost atât cele generale, cât și științifice generale, cât și cele lingvistice. Ca rezultat, au fost investigate procesele semantice propriu lexicului din domeniul vizat, a fost analizată utilizarea tehnologiei speciale în limbajul cotidian, în special mijloace de informare în masă, a fost propusă o tratare lexicografică a unor termeni supuși reinterpretării semantice. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în analiza complexă a celor trei procese propuse spre cercetare, abordare care ar putea fi aplicată și la nivelul altor sisteme terminologice. A fost propusă și argumentată o viziune proprie asupra fenomenilor reterminologizare și interdisciplinaritate,
domeniu în care încă nu s-a ajuns la un consens. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme. A fost realizată o cercetare complexă a fenomenilor lingvistice, terminologizare, determinologizare și reterminologizare, fapt care a contribuit la relevarea specificului proceselor de formare a sistemului terminologic sportiv și a interacțiunii acesteia cu limbajul comun și cu alte limbaje specializate în limba română actuală. Semnificația teoretică a lucrării constă, credem noi, în faptul că evoluția semantică a lexicului specializat, inclusiv a celui sportiv, prin prisma celor trei fenomene analizate, va putea fi cercetat în continuare atât într-un cadru lingvistic național, cât și mai larg, sub aspectul internaționalizării limbii române, al încadrării unora dintre termenii sportivi românești în circuitul internațional, dar și al cercetării Fondului Comun Internațional de Unități Lexicale din domeniul vizat. În ceea ce privește valoarea aplicativă a lucrării, se întrevede posibilitatea de a utiliza rezultatele cercetării la elaborarea unui curs teoretic de terminologie a limbii române, la completarea lucrărilor lexicografice și terminografice în limba română cu elemente și sensuri noi, la traducerea textelor specializate, poate și la completarea bazei de date a vocabularului actual general al limbii române în Republica Moldova. Nu în ultimul rând, ar putea fi folosit materialul faptic drept bază pentru alcătuirea unui drumar metodic pentru specialiști în domeniul educației fizice și sportului, sunt pentru alcătuirea, sau și pentru alcătuirea unui dicționar, mic dicționar de termeni sportivi, explicativ, sau de termeni împrumutați. Deci se întrebă ambele posibilități. Cât privește implementarea rezultatelor științifice, am propus o serie de teze analizate în lucrare, în cadrul conferințelor, colocviilor, congreselor științifice organizate atât la Universitatea de Stat Dimitri Cantemir, cât și la ULIM, USEX, USM, dar și am publicat câteva articole în Republica Moldova, în revistele Filologia Intertext Academus, în România, într-un volum al Școlii de Vară, Eugeniu Cușeriu, și în Ucraina, în două articole. Structura tezei, în versiunea pe care o prezentăm astăzi, este cea tradițională. Avem o introducere, trei capitole de bază, concluzii generale și recomandări, bibliografie, câteva anexe, figuri și tabele. În primul capitol ne-am propus să analizăm demersurile științifice întreprinse până în prezent în domeniul investigat. Fapt ce a configurat cadrul de referință pentru cercetarea proceselor semantice care au loc în terminologia sportului. Iarăși voi trece peste aceste definiții, dacă îmi permite, sunt și în lucrare. Am vrut să facem delimitare între limbaj specializat, text specializat, discurs specializat și ideea de la care am pornit este faptul că un sistem terminologic nu este alcătuit în exclusivitate din termeni, conține un text specializat într-un anumit domeniu, conține și unități lexicale neterminologice, unități științifice cu caracter general și unități tehnologice propriu-zise. Acestea, la rândul lor, având grade diferite de specializare în diferite tipuri de texte. În același capitol am întreprins o clasificare a termenilor sportivi și am delimitat noțiunile terminologizare, determinologizare și reterminologizare ca procese semantice. Am pus în opoziție terminologizare cu termenul, noțiunea de creație terminologică, pe care o considerăm mai largă, și pe celelalte le analizăm ulterior, dacă îmi permiteți, da? În capitolul al doilea, investigații, terminologia sportivă, investigații lexico-semantice, ne-am propus să descriem sistemul terminologic sportiv în limba română. Acest sistem terminologic sportiv l-am analizat în baza unui corpus de texte, pornind de la ideile lui Leicic, citat de cercetătoarea Inga Druță, texte în care termenii sunt utilizați, în special monografii, articole publicate în reviste de specialitate și în volume ale întrunirilor științifice, texte în care termenii sunt înregistrați, dicționare, inclusiv enciclopedice, dar ne-am axat pe enciclopediile destinate specialiștilor, nu publicului larg, acolo limbajul este mult mai accesibil. Texte generatoare de termeni, în special teze de doctorat. Așa. Pentru investigarea evoluției semantice a unităților lexicale determinologizate, am recurs la un corpus de texte, am alcătuit un corpus de texte
microcontexte pe care le-am numit și co-texte, circa 400 de fișe selectate în special din presa periodică, de la televiziune, de la emisiunile televizate, web-texte, media-texte, termenii aparțin doamnei Ungureanu. O parte a fișelor, circa 40 de fișe, conțin exemple selectate din corpusul computațional de referință pentru limba română contemporană, Corolla, cu bunăvoința cercetătorilor de la Iași. Am pornit iarăși, menționez de la ideea că o terminologie este alcătuită din straturi lexicale și tehnologia sportivă nu face excepție. Avem un nucleu semantic din care fac parte termenii sportivi generali, aceștia se întâlnesc în majoritatea subdomeniilor sportului. Termenii sportivi comuni fac parte din area de periferie apropiată și sunt foarte multe cazuri de polisemie a termenilor, adică vom reveni la această idee, termeni care se întâlnesc în mai multe limbaje. Așa, și termeni sportivi de specializare îngustă, cei care se întâlnesc într-un singur sublimbaj al sportului și care atribuie acestea un caracter ultra-specializat. Cât privește termenii comuni pe care i-am numit interdisciplinari, în limbajul sportului această situație poate fi explicată, fie prin faptul că sporturile respective se realizează într-un mediu sau într-un spațiu identic, cum ar fi jocurile sportive, fie că se utilizează aceleași echipamente, cum ar fi, să zicem, tirul, pistolul sau alte, fie că solicită aceleași calități. Dacă vorbim de artistism, ar fi patinajul artistic, gimnastică artistică, etc. Fie că, așa cum vedem în figura pe care vă propunem, este un sublimbaj terminologic alcătuit prin cumulare de termeni. Adică, ciclobal, de exemplu, da? Se alcătuiește din termeni din ciclism și jocuri sportive, din fotbal. Și atunci conține termeni și dintr-un domeniu și din altul. Aici ușor să urmărim traseul, pentru că știm exact că acest gen de sport a apărut ulterior jocurilor sportive și ciclismului. Sau patinajul artistic. Avem termeni comuni probilor de patinaj, avem termeni din dans, foarte mulți termeni din dans, avem termeni sportivi generali, dar și termeni ultra-specializați, pentru că astfel de sublimbaje dezvoltă și termeni proprii. Alte trăsături ale limbajului sportiv ar fi existența unui spectru larg de clase lexico-semantice. Le avem aici pe slide. Primele trei sunt cele mai numeroase. Discipline, ramuri, persoane care activează sau agenții acțiunii și procedee tehnico-tactice. Celelalte sunt mai puțin numeroase. O altă trăsătură a terminologiei sportului este faptul că pe lângă termenii substantivali și grupurile nominale, situație atestată și în alte terminologii, aici, în terminologia sportului, există o serie întreagă de termeni verbali și grupuri verbale, termeni exprimați prin verbe și prin grupuri verbale, dat fiind specificul domeniului. Mai există o serie de termeni exprimați prin verbe la imperativ sau care exprimă comenzi. Aici am găsit unele similitudini cu limbajul militar. Termeni complexi ce conțin numerale. Avem câteva exemple. În ceea ce privește termenii de specializare maximă, se atestă foarte mulți termeni bilexicali, polilexicali și chiar polisintagmatici. Un exemplu ar fi răsturnare cu apucare de mijloc și apucarea brațului în cheie. Răsturnare cu apucare de mijloc și apucare, e totul la un loc, un termen, un procedeu. O direcție frumoasă pentru cercetări ulterioare, te vedem aici. În sfârșit, trebuie să menționăm că limbajul sportiv, mai ales la etapa actuală, este un sistem dinamic, flexibil, deschis, acceptând foarte ușor împrumuturile lexicale din limbile de circulație internațională. Capitolul al treilea, terminologizare, determinologizare și reterminologizare, procese semantice active în limbajul sportiv, este organizat conform celor trei, în trei subcapitole, conform celor trei procese analizate.
Ar trebui să menționăm că o serie de termeni se creează prin specializarea sensului. Câteva exemple le-am prezentat aici. De ce unii nu fac diferența dintre cuvântul din limbajul comun și cel din limbajul specializat? Pentru a căpăta caracter specializat, aceste cuvinte, aceste unități lexicale capătă unele seme diferențiatoare sau variabile de tipul procedeu, probă atletică, probă sportivă și asta le atribuie caracterul specializat. Alte procedee analizate în lucrare, cele de terminologizare propriu-zisă, sunt metaforizarea și eponimizarea. În ceea ce privește metaforele științifice, am pornit de la opiniile contemporane emise de Lakoff și Johnson și rezultate ulterior de cercetătoare de la Cluj, Tomoyaga, care în limba română întrevede 6 domenii conceptuale ale metaforei. Din acest șir lipsește doar domeniul cosmos. În sport nu l-am găsit. Vom reveni la această idee. Da, cele mai numeroase sunt cel obiectual și cel antropomorfic. Termenul furculiță e un termen de șah, de exemplu. Fereastră la fel. Așa. O să revenim în concluzie, dacă îmi permiteți, că nu putem să ne ajung timp. La baza metaforilor științifice sportive se află asocieri generate de asemănarea obiectelor, pe care le-am numit aceste asocieri și motivele, formă, loc, greutate, scop, funcție, caracterul mișcării. Cât privește eponimizarea, e un mijloc cu care limbajul sportiv ar putea să concureze poate doar cu cel medical. Și aici am pornit de la ideile emisie în unele articole, să zicem Melnic are articole referitoare la eponimele în terminologie medicală. Principala sursă a eponimilor în limbajul sportiv din limba română sunt antroponimele și toponimele. Trebuie menționat faptul că majoritatea termenilor sportive eponimici fie au pătruns în limba română din limbile de circulație internațională, fie au fost creați după aceste modele. Triplu luț, quadruplu tulup sunt termeni eponimici. Dar în acest domeniu limba română furnizează, dacă putem folosi acest termen, sistemul internațional de termeni sportivi, unele unități lexicale specializate proprii. Comaneci, Silivaș, Grigoraș sunt nume ale unor gimnaști de renume mondial care au executat pentru prima dată sau cu o maestrie mai înaltă anumite procedee și, prin urmare, acești termeni eponimici au pătruns în limbajul internațional. Ce se remarcă în cazul termenilor eponimici este caracterul ultra-specializat al acestora. Toată lumea știe cine este Nadia Comăneci, dar puțin ar putea spune în ce constă procedeul tehnic Comăneci, de exemplu. Uneori nici angajații din sport, din domeniile conexe nu cunosc în ce constau aceste procedee. Cât privește determinologizarea, există foarte multe viziuni în acest domeniu. Noi am făcut diferență între despecializare, pe care o considerăm un proces ce constă în utilizarea termenului în context nespecializat. Termenul își păstrează sensul denotativ. Și determinologizare, care constă în remodelarea semantică sau resemantizarea termenului în limbajul comun. Consecința despecializării este extinderea sferii de întrebuințare. Termenii aceștia devin cunoscuți publicului larg. Consecința determinologizării este modificarea sensului. Termenul capătă sensul noi. Avem câteva exemple prezentate, nu prea sunt mai mulți. Cel mai cunoscut, cel mai simplu mijloc de determinologizare este extensia semantică, care conduce la generalizarea sensului. Start înseamnă deja început, orice început, și sunt o mulțime de astfel de termeni, astfel de contexte în care termenul este utilizat cu sensul determinologizat. Finish, acum înseamnă orice sfârșit, scor înseamnă orice rezultat, scor electoral, de exemplu. Și aici trebuie să remarcăm că unii
unele sensuri sunt deja atestate în dicționare, ca în cazul lui a boxa, competiție, start, finish, atenta și așa mai departe. Alte ori sensurile înregistrate în dicționarele explicative sunt, îmi spune, un pic învechite, adică sunt incomplete. Să zicem, cuvântul campion în textul nostru este înregistrat cu sensul de luptător de frunte al unei cauze. Campion al drepturilor omului. Ei, în prezent, cuvântul campion este utilizat cu sensul de primul, cel mai versat într-un anumit domeniu sau cel mai puternic. La fel și cuvântul maraton în dicționare este înregistrat cu sensul de comunicări, ședințe de comunicări îndelungată, acum și-a păstrat numai semnul îndelungat. Rundă, ping-pong, shoot, atletic, time-out, deși constituie cuvinte foarte cunoscute, încă nu au în dicționarele explicative sensurile înregistrate. Ping-pong în Parlament, de exemplu, ce ar însemna un schimb de replici, de acuzații. Foarte expresive sunt și sintagmele determinologizate, le voi trece doar în lista, iarăși, de lipsă de timp, gol de onoare, a juca în altă ligă sau în liga superioară, ultima sută de metri, acum totul este pe ultima sută de metri și reparațiile drumurilor. Și categorie grea ușoară, primar de categorie grea. De obicei, cu sensul acesta superlativ se folosește. A ridica mingea la plasă cuiva, a ține în șac, a fura startul, sunt o mulțime de alte sintagme terminologice care au parcurs această cale de determinologizare. Am vrut să mai menționăm și faptul că determinologizarea cunoaște grade diferite și cele înregistrate în dicționare de acum reflectă faptul că determinologizarea s-a înregistrat la un grad maxim. Cele considerate de unii specialiști ocazionalisme au un grad minim sau redus de determinologizare, în schimb sunt foarte expresive, mai ales dacă autorul cunoaște sensul terminologic pe care l-au aceștia. Am găsit într-un articol afirmația: nu toți acești scriitori fac dublu axel sau salt cu triplu șurub stilistic sau de construcție literară. Se pun în corelație termenii sportivi din gimnastică și patinaj artistic, da, în ordine inversă, din patinaj artistic și din gimnastică, cu cei din cu realitățile din literatură. Domnul Ion Manole de față aici ar fi numit aceste situații de neologie stilistică. Ceea ce înseamnă a spune pe nou unor lucruri cunoscute. Sunt frumoase, dar deocamdată ocazionalisme și probabil că nu vor intra în dicționare. Și mai e de menționat și faptul că termenii sportivi sunt utilizați în limbajul comun uneori și cu sensuri inadecvate. Să zicem, cuvântul tandem, care înseamnă grup de două persoane, apropo, provine de la tandem, termen sportiv cu sensul de bicicletă cu două locuri, pătrunde într-un context de tipul în tandem cu cele mai noi domenii. Aici e vorba de două, deci nu de mai multe părți implicate. Aparatul stă pe tușă. Asta pe tușă înseamnă a fi marginalizat. E o acțiune care se referă la persoane, prin urmare, nu este adecvat folosit. Considerăm noi că libertatea de a folosi un termen în limbajul comun nu este tocmai una absolută. De aceea, da, revenim în concluzii. În ceea ce privește reterminologizarea, și aici există o mulțime de viziuni, apropo, termenul este utilizat mai des în lucrările lingviștilor din Rusia, cei din România și cei din spațiul nostru preferă pe cel de migrare a termenilor, care ar însemna cam același lucru. Noi am pornit de la opoziția domeniu de origine, domeniu receptor și am delimitat două tipuri de reterminalizare, intradomenial în cadrul unui domeniu și transdomenial în cadrul unor domenii absolut diferite și în funcție de opoziția disciplină de origine, disciplină receptoare, reterminalizare transdisciplinară și intradisciplinară în cadrul aceleași discipline. Limbajul sportului ne-a oferit o serie de exemple pentru a putea ilustra aceste tipuri de reterminalizare. Mi se pare important a
face distinția între termenii interdisciplinari și cei transdisciplinari. Inter înseamnă între și presupune relația aceasta de reciprocitate. Prin urmare, pentru termenii care migrează într-un alt limbaj, sunt recomandabile, credem noi, noțiunile de retenunțare transdomenială, trans înseamnă dincolo, a trece, și transdisciplinară. Au fost analizate aceste procedee de retenunțare și în limbajul și în alte limbaje specializate și în sport, pentru a porni de la general spre particular. Termenii reterminologizați parcurg două căi în acest proces, fie că mai întâi parcurg etapa de terminologizare, fiind astfel cunoscuți unui public numeros, fie că, în cazuri mai rare, pătrund migrează nemijlocit dintr-un limbaj specializat în altul, evitând etapa de terminologizare. Cazurile acestea, ziceam, sunt mai rare. Originea, domeniile de origine, e vorba de domeniile de aplicație de acum, nu de cele conceptuale, pentru retenunțarea transdomenială. Arta militară și matematica sunt cele mai numeroase domenii de origine. Cât privește pătrunderea termenilor sportive în alte limbaje, situația aceasta se registrează mult mai rar, dat fiind, credem noi, că sportul este un domeniu mai nou, cronologic, apărut mai recent. Și totuși pot fi întâlnite astfel de unități reterminologizate în limbajele tehnice, în special în genetică, celule knockout, în medicină. În medicină sunt cunoscuți termeni de tipul genunchiul săritorului, genunchiul alergătorului, probabil pentru a explica celor neavizați esența termenilor respectivi, care au dublete, au și sinonime. Cât privește reterminologizarea intradomenială transdisciplinară, se realizează în special prin metaforizare. Avem câteva exemple. E ușor a urmări migrarea acestor termeni atunci când știm exact ordinea apariției acestor sporturi, ordinea istorică, cronologică a apariției acestor sporturi. În celelalte cazuri este mult mai dificil, de aceea în anexa 5 noi am introdus doar cazurile de polisemie intradomenială, transdisciplinară, am numit-o mai. Cât privește reterminologizarea intradisciplinară, de cele mai multe ori se realizează în bază de, prin metonimie, în baza mai multor modele, le avem aici, o să trecem peste ele. Ca să putem ajunge și la concluziile generale. Limbajele specializate reprezintă sisteme complexe și dinamice, cuprind unități lexicale variate ca formă, conținut, mod de funcționare, finalitate. Hotarele dintre diferitele limbaje specializate ale unei limbi, precum și cele dintre straturile lexicale în care se încadrează unitățile terminologice ale aceluiași limbaj, sunt foarte flexibile, lexicul terminologic migrând în permanență dintr-un registru în altul. Dat fiind că textele specializate, ca utilizatori și furnizori de termeni, cunosc grade diferite de specializare terminologică în funcție de o serie de condiții discursive, cognitive, lingvistice, le-am analizat în teză în baza cercetărilor Mariei Teresa Cabret. Tipologia acestora, la fel ca și cea a termenilor, cunoaște o clasificare foarte variată. Terminologia sportivă reprezintă un sistem conceptual structurat și bine ierarhizat, am spune noi, riguros ierarhizat, având un caracter dinamic, deschis, flexibil. Caracterul deschis al terminologiei sportului se manifestă prin faptul că acești termeni sunt preluați cu ușurință, sunt utilizați frecvent atât de vorbitorii de rând, cât de fanii sportului, dar și mai ales de către angajații în domeniu, antrenori, reporteri sportivi. Clasificarea termenilor sportive, care am analizat-o în baza mai multor criterii, scoate în evidență caracterul de sistem a acestei terminologii, imaginea conturată și prin analiza componențială a unor termeni din sublipajul atletismului. Chiar dacă procedeile de formare a terminologiilor, inclusiv acele sportive în limba română, urmează în linii generale căile specifice lexicologiei, limbajele specializate, folosind atât mijloace interne cât și externe de creație terminologică,
în tehnologie sportivă se observă o oarecare tendință spre împrumuturi, spre adoptare de împrumuturi, mai ales spre cele din limba engleză în ultimii ani, dar nu numai. Limba coreană, limba japoneză furnizează de asemenea o serie de termeni, dat fiindcă de acolo provin o serie de genuri de sport noi, care vin împreună cu tehnologia respectivă. Am vorbit în lucrare și despre mijloacele interne de formare, de creație tehnologică în limbajul sportiv și trebuie să spunem că ocupă un loc considerabil și aceste mijloace, mai cu seamă cele semantice. Lexicul specializat se îmbogățește permanent cu unități de limbajul comun, proces pe care l-am numit tehnologizare. La rândul lor, tehnologiile furnizează limbajului comun o serie de unități lexicale și sensuri noi, iar unitățile tehnologice au proprietatea de a trece dincolo de sfera specializată pe care o reprezintă pentru a completa sistemele tehnologice ale altor științe. Detehnologizare este un proces căruia îi se spun în mod special unitățile lexicale care aparțin unor domenii de interes sporit pentru vorbitorii unei limbi și care sunt mai des mediatizate în presă. Unitățile lexicale detehnologizate exercită în special funcția de intelectualizare a discursului, atribuie acestuia expresivitate, are conotații stilistice, iar uneori efecte comice și satirice, în care nu avem timp să citim și noi cele două poezii. O condiție necesară pentru utilizarea în vorbire a unităților lexicale detehnologizate constă în cunoașterea sensului tehnologic de către vorbitorii de rând. Interacțiunea limbajului specializate se manifestă printr-un proces intens de retehnologizare. În cazul limbajului sportiv, acesta se realizează în ambele direcții. Am văzut însă că mai des tehnologia sportului împrumută unități lexicale specializate din alte tehnologii decât migrarea, decât se realizează migrarea în sens opus. De asemenea, tehnologia sportului este autogeneratoare de unități lexicale specializate. Evoluția semantică a unităților lexicale în cadrul fiecăruia dintre cele trei procese își are specificul propriu, mecanismele lor principale fiind restricția semantică în cazul tehnologizării, extensia, generalizarea sensului în cazul detehnologizării, ambele în cazul retehnologizării. În cazul tuturor celor trei procese se produc transferuri semantice bazându-se fie pe similitudine, e vorba de metaforizare, fie pe relații de contiguitate logică, e vorba de metonimie. În cazul lexicului sportiv, procesele analizate urmează în fond aceleași trasee caracteristice altor limbaje specializate. Totuși se observă anumite tendințe, precum ar fi cea de internaționalizare a lexicului terminologic, e vorba de împrumuturi. Metaforizarea este unul dintre fenomenele cele mai frecvente în cadrul tuturor celor trei procese, se realizează însă în mod diferit. Dacă la baza tehnologizării lexicului sportiv se află modelele conceptuale antropomorfic și obiectual în mare parte, atunci în procesul de migrare termenilor în limbajul comun, metaforizarea se bazează în special pe asemănarea vieții cu o cursă, o competiție sau cu o luptă, cu un teren, câmp, ring de luptă. Remarcăm și faptul că în cazul unităților detehnologizate se observă oarecare întârziere a registrării sensurilor. Metonimia se realizează, așa cum am mai spus, mai ales în procesul de retehnologizare intradomenială, dat fiind că se bazează pe raporturi de contiguitate logică între diferite obiecte, fenomene, etc. Astfel, considerăm că a fost confirmată ipoteza de la care am pornit, precum că toate cele trei procese semantice sunt active în limba română actuală, au un rol determinant pentru formarea sistemelor tehnologice ale diferitelor limbaje, ale diferitelor limbaje specializate. Și în tehnologia sportivă, aceste procese s-au dovedit a fi extrem de productive. Ne permitem să formulăm și unele recomandări ca rezultat al cercetărilor întreprinse. Ne se pare important a aplica în studiul evoluției semantice a limbajelor specializate ale diferitor domenii conceptul de cercetare complexă a acestuia prin prisma celor trei procese analizate în lucrare, tehnologizare, detehnologizare, retehnologizare, anume aceasta ar oferi o imagine completă asupra unui sistem tehnologic.
a introduce în circuitul cercetărilor în domeniu noțiunile reternalizare transdomenială și transdisciplinară, care au fost ilustrate și argumentate în lucrare, a folosit rezultatele cercetării la elaborarea unui curs teoretic de terminologie a limbii române, la completarea lucrărilor lexicografice și terminografice cu elemente și sensuri noi, la traduceri, la a pune la baza unui îndrumar, elaborării unui îndrumar metodic destinat specialiștilor în domeniul sportului, aceste realizări, opinii, materialul faptic propus în lucrare. Poate fi elaborat de asemenea un mic dicționar explicativ de termeni sportivi. Mi se pare important ca în elaborarea dicționarilor specializate să fie create echipe mixte în care să fie cooptați specialiști ai domeniilor respective. În caz contrar, riscăm să introducem în dicționare termeni nereușit creați sau chiar inexistenți, fapt ce poate conduce la polemici, critici și la rezultatul invers celui spontan. O propunere este să fie sporit nivelul de cultură lingvistică al populației prin introducerea în emisiunile de cultivare a limbii a unor subiecte ce țin de terminologia sportului, de utilizarea termenilor specializați și a unităților lexicale determinologizate. Aici am putea să adăugăm și recomandarea de a spori nivelul de cultură lingvistică și a ziariștilor, pentru că și ei au acest cusur. A aprofundat cercetările asupra sistemului terminologic sportiv sub mai multe aspecte, funcțional, structural, mai ales structural, ar fi foarte interesant această linie de cercetare, cognitiv, discursiv, pragmatic, dar și mai ales în direcția investigării unor sisteme sau subsisteme terminologice ale unor discipline sportive concrete, fapt care se realizează peste hotare. Vă mulțumesc frumos pentru atât. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ar fi trebuit totuși să vă încadrați în timpul care vă propunem, pentru că unul din criteriile de apreciere este felul în care vă țineți astăzi. Deci noi vă încurajăm. Înțelegem că ați făcut foarte multe și că vreți să le spuneți pe toate, dar vorba aia. Adăugăm totuși puțin. Da. Spare. Așa. Deci asta a fost prezentarea dumneavoastră. Acum, succint, vă rog răspuns la întrebările, observațiile pe care vei le-au făcut membrii Comisiei de Îndrumare Extinsă. În mare parte, observațiile membrilor Comisiei de Îndrumare au ținut de structura tezei. Inițial ne-am propus să alcătuim teza din 4 capitole. Primul teoretic, așa cum a fost, dar fără informațiile referitoare de la cele 3 procese. Al doilea s-a referit la procesele de terminologizare, determinologizare, reterminologizare în limba română în general, în diferite subsisteme, sisteme terminologice. Membrii comisiei ne-au propus să unim, iată, capitolele 2 și 4 pentru a prezenta toate cele 3 procese semantice în ansamblu. Iar să le iau pe rând, doamna Hanna. Iar cele mai importante, văd că dumneavoastră ați răspuns înscris la ele, dar oricum trebuie să faceți prezentarea la cele mai... Ceea ce și am făcut, materialul faptic din capitolul 2 a fost unit cu cel din capitolul 4, iar materialul teoretic din capitolul 2 a fost plasat în capitolul 1 și așa a fost posibil să ținem cont de observațiile tuturor membrilor comisiei. O serie de remarce au ținut de anexe, mai cu seamă de anexa 1, în care membrii comisiei au considerat că am introdus prea mulți termeni de ordin general. Am vrut să menționăm că acest glosar al nostru conține circa 500 de termeni, dar a fost confruntat cu dicționarele terminologice existente în domeniul nostru, mai cu seamă cu Enciclopedia Educației și Sportului de România, volumul 8, care conține un glosar de termeni, 2015, și dicționarul sportiv poliglot. Trebuie să spunem că și în dicționarele specializate, viziunile asupra acestor, asupra conținutului, structurii acestui sistem, acestui strat al terminologiei sportului sunt diferite. De exemplu, în dicționarul lui Tudose sunt 1600 de termeni sportivi generali, în Enciclopedia Educației Fizice și Sportului 160.
dar autorii, că e un grup de autori, au încadrat noțiunile pe care le-am considerat noi generale, termen sportiv general, în categorii separate, termen de olimpism, termen de... Deci noi am confruntat și am ajuns la o opinie de mijloc, la o versiune de mijloc. Dacă îmi permiteți, aici sunt de față trei membri din Comisia de Îndrumare Extinsă care v-au făcut observații și aș dori să-i întreb pe dumnealor în ce măsură sunt satisfăcuți cu îndeplinirea observațiilor de uzare. Am să spun eu atunci când îmi vine cuvântul. Da. Pentru că eu reprezint. Da, e vorba și de runda asta întrebări-răspunsuri, inclusiv referitor la observațiile care s-au luat în considerare sau nu s-au luat în considerare. Doamna Constantinovici, vreți aici să comentați din observații? După părerea mea, toate s-au luat în considerare. Lucrarea acum are cu totul alt aspect decât atunci când l-am discutat la Comisia de Îndrumare. Mulțumesc. Doamna Vulpe, aveți o observație de principiu care îmi pare mie că nu a prea fost luată în considerare. Referitor la volum. Da, pentru că dacă s-au unit niște capitole, s-a redus ceva din... Ceva s-a redus oricum, oricum aveți 184 de pagini, dar... ceea ce este prea mult, ceea ce este... Depășește. Am ținut și aici cont de opiniile, de sugestiile membrilor comisiei. Unii membri ai comisiei au insistat să ținem cont de ghidul elaborat de Ana Cech, ceea ce am încercat noi să facem în prima etapă, la prima susținere. Doamna Răianu, din păcate, nu este, a insistat să ținem cont de prevederile ghidului aprobate de consorțiile universitare ale Universității de Stat de Dmitrie Cantemir și acolo se admite pentru științe umaniste circa 200 pagini texte de bază. La capitolul de unde aceste două ghiduri nu se bat cap în cap, a fost posibil să țin cont de ambele. Da, până la momentul când a fost aprobat un regulament. A fost zilele astea, da, a fost aprobat regulamentul. Ei schimbă regulamentele ca pe... Da, dar să zicem regulamentul ăsta, putem? În vigoare regulamentul probabil către Consiliul Științei. Da, zic că dat fiind faptul că susținerea a fost începută conform acestui regulament, vom considera că ea îndeplinește cerințele regulamentului nostru. Doamna Mincu, dumneavoastră, tot ați avut observații? Vă mulțumesc. Acum, întrebări referitoare la expunere pe care a avut-o astăzi doctoranda. Vă rog. A fost așa de clar că nici nu ai nicio întrebare. Foarte argumentat și... Ar fi bine spune în punct și să mergem mai departe. Dar contribuție, pentru protocol să existe două, trei întrebări, așa că cel puțin domn profesor Da, pentru procesul, de parcă, pentru protocol. Cum vedeți în continuare problema dumneavoastră în plan lexicografic? Lexicografia, la ora actuală, eu vorbesc în speță de lexicografia franceză, este foarte dezvoltată, dar iată dumneavoastră că nu o să stați pe loc, o să continuați lucrul. Și aveți trei mari aspecte care sunt foarte bine, eu consider că de azi teza dumneavoastră pentru lexicografi, cei care se ocupă, va trebui să fie o carte de căpătâi de masă. Că aveți și determinologizare și reterminologizare. Practic, cu ce se confruntă un lexicograf? Iată în plan de a continua subiectul dumneavoastră, ce ați putea să ne spuneți? Mulțumesc pentru întrebare, domnule profesor. Da. Tema noastră de cercetare este, pe parcurs am remarcat faptul că este atât de amplă încât nu poate să încapă niciun fel în cele chiar 200 de pagini admisie de ghidul școlii doctorale, este teren de activitate și în direcția introducerii termenilor sportivi în dicționare. În acest context aș menționa faptul că în 1959 Mircea Seche estima că numărul total al termenilor sportivi în 59 era de 13.000. Între timp, evident că acest număr nu mai s-a dublat, dar probabil că nu sunt o creștere de ordinea sutelor. Dacă e vorba de
alcătuirea unor dicționare, așa cum am mai subliniat și în lucrare, mi se pare foarte important a crea echipe mixte. Un lingvist este limitat la terenul lui, la spațiul său. Pentru specialiștii în domeniu sunt actual toți termenii pe care îi folosesc, de aceea crearea unor echipe mixte ar fi foarte utilă în vederea elaborării dicționarilor, inclusiv a celor specializate. Am drept și eu să... Da, vă rog, desigur că toate toți membrii sunt obligați, practic. Până acum, conducătorul în general nu facea parte din comisie și nu avea, vorbea doar cu calitate și atât. Nu sunteți membru a comisiei, da. Efectiv aveți dreptul. Toate întrebările, de fapt, noi le-am ce dat parcurs, că am avut și întrebări și răspunsuri. Și... Dar acum, vorbind, mi-a apărut o întrebare. Ai zis că, tot în cheia lexicografiei, termenii... dublu, axel dublu, da? Și da. Încă un termen acolo. Și ai zis că ăștia probabil nu vor intra niciodată în dicționar. De ce? Niciodată nu spun niciodată. De ce crezi că nu vor intra în dicționar? Sensurile pe care le-au căutat în context neterminologic. Nu vor intra în dicționar. Dar dacă vor fi și vor fi utilizați. Dar cu sensul pe care l-a folosit Cipariu în lucrarea în contextul respectiv, cu siguranță nu vor intra, iată. Da, că într-adevăr, axel, îi zici soție, ce axel culinar astăzi, și soția să uite. Mai zi o dată, da, ia mai zi încă o dată ce ai mai zis. Dacă spuneți dumneavoastră, domnul Zutu, spunea altă, că e uză de termenul normal, nu? Condiția obligatorie este înregistrarea unei frecvențe sporite. Eu am vrut să întreb dacă ați găsit lucrarea pe care v-am recomandat-o eu atunci, Mică Enciclopedie de Sport, unde acolo sunt și termeni și sportivi de bază. Sigur, și vă mulțumesc pentru întrebare. A fost introdusă în bibliografia lucrării, a fost consultată. Singura remarcă este că este o enciclopedie pentru toți. Adică mai puțin corespunde intenției noastre de a ilustra materialul fapte cu termeni sportivi veritabili. Dar am consultat-o. Mulțumesc! Am văzut? Aș putea să adresez și eu o întrebare referitor la procesul semantic al determinologizării. Undeva în lucrare dumneavoastră vorbiți despre anumite valențe stilistice în acest proces și vreau să vă întreb, valențele stilistice țin de o etapă sau de etapa primară a determinologizării sau e o particularitate, să zicem așa, a termenilor pe care dumneavoastră i-ați analizat? În contextul migrării termenului din limbajul specializat în lexicul general, așa din câte țin eu minte din lucrare? De obicei cu asta pornește determinologizarea, cu utilizarea termenilor, ele se mai numesc ocazionalisme astfel de utilizări, adică într-un context absolut neașteptat. Și asta creează efectul stilistic. Da. După ce se înregistrează o frecvență sporită a utilizării termenului respectiv în context nespecializat cu un alt sens, de acum efectul stilistic se pierde. Nu mai pune... și metaforele științifice sunt considerate a fi lipsite de afectivitate. A fi lipsite de expresivitate de acum. Nu mai pune nimeni în corelație termenul furculiță, fereastră, cu atunci când vorbește de procediile de așa. Cu noțiune respectivă. Doamna Mincu, sunteți dumneavoastră, membru a comisiei noastre? Și invers. Nu doar... Oricum, aveți dreptul la întrebări. Da, la întrebări. Sau vă rezervăm. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți și mie, iarăși am prins și în comunicatea voastră și am prins și o explicație de ce ați dat-o, dar ca să mă convinc că e așa cum am înțeles-o eu. Ați spus că în această lucrare a fost propusă o nouă perspectivă asupra fenomenelor de retehnologizare și interdisciplinaritate. Și undeva ați explicat dumneavoastră cu interdisciplinaritate. Aș vrea să concretizați încă o dată care este părerea dumneavoastră ce înseamnă interdisciplinaritate și prin ce se deosebește ea de cea general acceptată, hai să zic general, pentru că oricum există discuții referitor la interdisciplinaritate. În opinia noastră, mulțumesc frumos pentru întrebare.
În opinia noastră, noțiunea de interdisciplinaritate și de termeni interdisciplinari se justifică pentru termenii care există simultan în limbaje specializate ale unor discipline conexe, având același sens sau sensuri apropiate. Să zicem, în fotbal, teren, linie de mijloc, linie de tușă, acești termeni există și în handbal și în alte jocuri sportive și atunci acești termeni au dreptul să fie considerați interdisciplinari. Noțiunea de reterminologizare presupune o resemantizare, adică migrarea termenului într-un alt limbaj specializat cu un sens în care capătă un sens total diferit. Sau parțial diferit, dar diferit. Și pe ce se deosebește opinia dumneavoastră de până acum? Să zicem, Angela Bidu Vrânceanu are un volum numit Lexic Științific Interdisciplinar, în care are termeni comuni, polisemantici, comuni, să zicem, matematici și limbajul militar. Deci ia toate sensurile unui termen și le plasează acolo, considerându-i pe toți termeni interdisciplinari sau lexic interdisciplinari. Și în prefața volumului cercetătoarea așa afirmă: considerăm termenii interdisciplinari termenii care există simultan în mai multe limbaje specializate. Ori noi facem diferență între termenii interdisciplinari și cei de termenii. Și încă o întrebare, eu cumva hai să zicem un pic provocatoare, eu îmi dau seama de ce dumneavoastră nu ați punctat acest lucru, dar ca să revenim la momentul în care dumneavoastră ați spus tipul de texte pe care le-ați utilizat, ați spus că ați utilizat texte științifice, în care ați inclus diferite categorii de texte științifice, și nu am văzut acolo textul didactic. Mă interesează dacă ați lucrat cu manuale diferite, așa, pentru că ați spus, iată, volume ale conferințelor, congreselor, documente oficiale, videotexte, webtexte și mă interesează în ce măsură manualele, ghidurile care sunt utilizate în procesul didactic. Mulțumesc pentru întrebare. Manualele și ghidurile se încadrează în categoria a doua de texte, în care termenii sunt înregistrați. Tot din lipsă de timp am trecut peste această remarcă. Iată, ghidurile, îndrumările metodice din domeniul educației fizice și sportului, adică cele care au caracter didactic, se încadrează, iată, în această categorie. Sigur că am utilizat și astfel de lucrări, să zicem, în subcapitolul care se referă la relațiile de hiperohiponimie în limbajul atletismului. Mulțumesc! Dacă a mai apărut vreo întrebare pe parcurs? Mulțumim doctorandii pentru această prezentare și răspunsurile pe care ni le-au oferit. Rog să las loc. Acum urmează cuvântul referențelor oficiale în ordinea stipulată, mai întâi referenții externi și apoi referentul intern din partea Școlii Doctorale Științe Umaniste. Din referenții externe au fost desemnați domnul profesor Manole, afiliat Universitatea Liberă din Moldova, și domnul doctor conferențiar Butuc, afiliat Academia Militară Alexandru cel Bun. Domnul profesor, aveți cuvântul. Deci, aș fi preferat ca doamna Constantina să zică, Îmi pare că invers ar trebui, fiindcă eu sunt de partea casei, nu? Dumneavoastră sunteți din partea casei. Da. Și atunci eu trebuie să... Deci referenții oficiali își prezintă raportul despre teză în următoarea ordine. Mai întâi referenții externi, urmați de referentul intern, membru din partea OCDC. Ce buche alege! Ce buche alege și trebuie să o respectăm. Deci oferim cuvântul... Că eu aș fi avut o propunere după ce ascultam pe doamna Constantinovici să zicem bună și să zicem că este bine. Da, așa mă pregăteam. Dar nu mi-a mers. Deci, va trebui să vă prezentați recenzia. Da. Ne ridicăm, ne... Dacă aveți nevoie din microfon, nu, aveți nu la dispoziție. Cred că suntem la masă rotundă și putem discuta simplu despre lucruri importante. Până ce îi spune eu ce am scris oficial în aviz, vă pot spune că mai versată azi, în momentul acesta, la capitolul terminologie sportivă și totul ce e legat, și zău m-ați convins.
m-ați convins că nu v-ați uitat nici într-o hârțoagă, nici într-o bumașcă. Într-adevăr, stăpâniți subiectul și vreau. Francezii zic c'est la mer à boire. Adică să te apuci de terminologizare și reterminologizare și determinologizare și toate într-un singur, într-un ansamblu, într-adevăr e viziune complexă despre care doamna profesor v-a întrebat cu subtilitate ce ați făcut. Trec la avizul propriu. Cu prudență, dar și cu bună voință ne vom permite să începem acest aviz prin parafrazarea unui gând devenit astăzi aproape cristomatic al vestitului filozof și scriitor francez André Malraux despre viitor, futurologie, cosmogonie pe care l-a fixat în condiția umană, la condiția umană. Secolul 21 va fi secolul lui Hristos, ori nu va fi deloc. Le 21e siècle serait le siècle de Jésus-Christ ou bien il serait jamais. Într-adevăr, noi zicem în unison cu scriitorul că secolul al 21-lea va fi secolul sportului, a sportivității binecuvântate de Hristos, anume sportul, limbajul sportiv, sportivitatea, cuvânt creat după modelul francez sportivitei. Este un veșmânt care ar putea să ne protejeze în orice moment al vieții pentru a ne izbăvi de cusururi catastrofale, obezitate, sedentarism, dureri, stagnări imprevizibile. Sportul ca și stilul este o manieră de a fi, o creație, o haină. Lingviștii încă n-au descris și n-au descifrat în profunzime limbajul acestui domeniu, care poate ar fi cu adevărat un remediu într-o salvare a lumii contemporane. China de azi, China a înțeles acest lucru, mai ales după invazia totală a calculatorului și a dependenței generației tinere din lumea virtuală. M-am dus la Institutul Confucius al nostru și am rugat să ne dea toată informația ce au chinezii despre sport. Fantastic! 21 de volume, fiecare volum trecut peste 1000 de pagini la terminologia sportivă. Eu am zis, da, într-adevăr, 21 o enciclopedie întreagă dedicată numai vieții. Iată de ce nici nu putem pune la îndoială actualitatea acestei teme de investigație, totalmente explicită și care nu cere niciun efort de decodare, terminologizare, determinologizare și reterminologizare. Este într-adevăr curajos. Aș fi luat numai zeu, dacă mă apucam, numai ceea ce numim terminologizare sau împreună terminologizare și determinologizare. Dar și reterminologizare, într-adevăr, dumneavoastră ați luat un câmp enorm. Felicitări și pentru doamna conducător științific Ana Vulpe, care am înțeles că a fost, da, la această temă a avut contribuțiile sale. În cadrul studiilor terminologici, n-am felicitat Academia și totul ce ține de Academie și de Institutul și așa mai departe cu problemele care sunt acordate în ultimul timp terminologizării. Numai eu personal am la câteva doctorate am participat în calitate de referent. E vorba de teza doamnei Inga Duță, care a făcut exact pe urmă Eugenia Mincu, este aici, felicitări, încă zeu mai port amintiri frumoase despre acea susținere și iată altă temă care tot e dedicat terminologiei. În cadrul studiilor terminologice, azi evidențăm tranșant două probleme care sunt eminamente importante și complexe. Descriere sistemică, sincronică, diacronică a lexicului unui domeniu și formarea și dezvoltarea terminologiei pentru fiecare subdomeniu referențial. Aici avem, ați văzut cât ușurință și viabilitate doamna vorbește despre atletism, fotbal, patinaj, lupte clasice, cele moderne. Eu nu cred că de grav dumneavoastră să fiți conciliată de rectoratul unde lucrați dumneavoastră. Ori aici lucrați. Da, de domnul Manolache, da, într-adevăr.
Da, sunteți universitar la Universitatea Educației Fizică și Sport. Cu alte cuvinte, actualitatea cercetărilor terminologice contemporane cadrează perfect cu abordarea susuriană despre caracterul dicotomic al semnului lingvistic și al valorilor sale în limbă ca sistem. Și aici am făcut trimitere la tataia nostru, Ferdinand de Saussure, dar și la Lucia Val, care este de altfel, intuit la 98 de ani, da, este eleva lui Alexandru Graur și fantastic de lucidă și am spus că am să vorbesc despre terminologia sportivă. Nu te baga, Manole, că nu-i al tău. Nu te baga, Manole, că nu-i de tine. Dar probabil că Lucia Bab, recretatul Silviu Berejan și alții. Este oportun să menționăm două circumstanțe ale fenomenelor complexe legate de constituirea limbajelor specializate. În primul rând este vorba de faptul că majoritatea cercetărilor în domeniul terminologiei de ramură s-a efectuat și continuă să efectueze un aspect sincronic și stat, făcându-se abstracție de elementele dinamice și neologice metalimbajele specializate. Doamna doctorantă, nu vă supărați, tot ce ați făcut este plauzibil și este bun și este laudabil, dar nu știu de ce aveți așa o reticență față de totul ce este neologic și neologizat. N-am putut să-mi explic lucrul ăsta. Dar pe de altă parte, asta e caracteristică pentru lexicografi. Ei au reticență față de tot ce este... Ține la specificul liber, da. Adică nu avem nevoie. Asta e, nu că e observat, dar așa am observat. Teza doamnei Aliona Luca, pe care o supunem discuții, este o excepție reușită. Teza ne dovedește cu lux de amănunte că sistemul terminologic sportiv este unul dinamic, a vorbit frumos. Frumos a vorbit despre dinamismul terminologiei sportive astăzi. Eu nu știu, coincide cu ceea ce am scris eu în aviz, dar eu puteam să omit lucrul ăsta și nici să nu-l spun, că ați vorbit într-adevăr, mai ales că ați vorbit despre terminologiștii autohtoni, care mie mi-a plăcut. În al doilea rând, autoarea evită descrierea tradițională a terminologiei în unui domeniu. Alți autori au făcut-o până la ea. Doctoranta nu tinde să completeze în mod dogmatic, tradițional, un număr maximal de termeni. Nici n-ar fi putut face în caz. Vedeți că i s-a făcut reproșuri deja că ai depășit. Dar s-a dus hâtru, s-a dus în anexe. Da, s-a dus în anexe și ne-a prezentat o mare parte de munca ei, că e așa de greu să te desparți de ceea ce ai făcut. Îți pare că mai hâtru decât tine în momentul ăsta, nu este nimeni și ea nu te ține la materialul ei. În aceasta convine perfect și filozofiei lingvistice a secolului 21, spre care ne-a îndrumat Eugeniu Coseriu. Mersi frumos de citatele și amintirea foarte frumoasă a acestui mare, mare lingvist, care încă în secolul 21 încă va fi. Că eu când văd o teză unde este așa reticent sau aproape evitat Coseriu, ce mare păcat se face. Mersi pentru că dumneavoastră l-ați citat, nu cu mare reticență, am scris chiar de sursele lexicografice 50, 115, 116, doar. Doctoranta cunoaște bine direcția lingvistice sistemico-sinergetice care promovează în cercetare din domeniul limbajelor specializate principiul onomasiologic, adică de la conținut, descriere explicită a conceptului, a noțiunii, spre câmpul terminologic sportiv sau sistemul sportiv în ansamblu. Mai lăsăm fiecare referință care le faceți, s-a vorbit, le remarc, cineva i-a făcut un reproș că are trimiteri. Sunt foarte bine făcute, eu am verificat acasă, este un principiu mai bătrânesc, dar care lucrează foarte bine. Eu verific 10-15 trimiteri, dacă ele sunt corespund de realității, și după aceea fac o generalizare, adică totul, tu va bien la Belmarchiză, nu avem reticență. Și atunci, dumneavoastră, la capitolul ăsta sunteți... O asemenea abordare despre care ați prezentat-o dumneavoastră și care am încercat și să vă arăt cum ați făcut-o dumneavoastră, ne face să spunem că
ne determină valoarea teoretică, caracterul actual și novator al acestei tieze. Am spus ce este relevant despre esența proceselor semantice și terminologizare, o să repet și un document rămâne, dar nu are rost să mai repet lucrurile care... Două capitole care au un caracter teoretic-practic. În capitolul al doilea este întreprins un studiu al sistemului terminologic sportiv din mai multe perspective, o incursiune în evoluția lexicului sportiv, analiza principalelor lucrări lexicografice în domeniu, relevarea caracteristicilor esențiale ale terminologiei sportului, descrierea mijloacelor de formare a acestora și interne și externe. Chiar din start, doctoranta delimitează clar cadrul conceptual al lucrării și principiile de abordare, afirmând că și-a conceput lucrarea drept un, citez, un demers în cadrul căruia termenii să fie analizați în complexitatea lor, atât de ca unități ce se încadrează într-un sistem terminologic, cât și ca unități lexicale dinamice, care își manifestă în cele ce am zis eu, terminologizare, determinologie. Trăsătura distinctivă a acestui capitol este faptul că autoarea propune și o viziune privind stratificarea structural-semantică a lexicului sportiv, termeni sportiv general, aici și eu am fost, după ce am avut o convorbire individuală și am spus, doamnă, parcă prea general termenii ăștia, adică cuvânt de ordin general și m-a ajutat, ea zice, stați puțin că dumneavoastră încurcați hițele, iată dumneavoastră luați din lexicul general, dar uitați-vă în domeniul care el lucrează ca termen exclusiv. Mersi frumos, ea ca public, vă mulțumesc, țineți minte discuția sub salcâmul. Și că altfel eram indus puțin în eroare. Stratificări care sunt relevante, care ați arătat caracterul interdisciplinar al termenilor încadrați și sub capitolul 2.3 și anexele 1.3. Aceste clasificări, precum și analiza relațiilor de hiponimie, exemplificate în baza sublimbajului atletismului, au confirmat încă o dată caracterul de sistem al terminologiei respective. Mai las evoluțiile semantice, mutațiile semantice, derivații semantică, restricții de sens, totul am găsit, tot ce mi-a trebuit legat de evoluția sensului și am remarcat în avizul meu, cum ați ilustrat principalele căi de terminologizare în limbajul sportiv. Despre metaforizare am vorbit, nu știu dacă mai țineți minte, noi am pornit de la un... cât e a metaforiza un semn de gramatică, un semn de punctuație. Zicem Voznesensky, na snegu, na очень тихом снегу, в тихом сплетении кустов, восклицательные знаки следов. Я уставцева сейчас восклицательный знак, cum este absolut determinologizat, metaforizat, extraordinar. A găsit niște exemple la Marin Sorescu, la rolul textelor biletristice, care foarte, foarte interesante, foarte bine. Poate că, știu eu, nu ca observație, poate că nu ați pătrunsă chiar în taina totală, să zicem, a determinologizării. Ați făcut o concluzie așa arbitrară, așa, dar textele artistice au un rol important în popularizarea, vulgarizarea și determinologizarea terminologiei sportive, ca și în determinologizare. Unitățile lexicale specializate preluate s-ar fi meritat aici, la unde ați luat poemul lui Marin Sorescu și o parodie făcută de cineva la adresa, dar încă o dată, într-adevăr, textul, pe volumul textual nu vă permite să atacați în ansamblu. Am zis lucrul acesta cât privește procesul de migrare, la migration de term, la infiltration, ăsta francezul care are
utilizează și migrare și infiltrare și de asta, fiindcă sunt termeni care i-ați împrumutat, termeni dintr-un limbaj specializat în altul, la subcapitolul 3.3, dumneavoastră ați analizat tipurile de reterminologie a unităților specializate în funcție de opozițiile, domeniul de origine, domeniul receptor, și ați făcut-o de asemenea bine și v-ați documentat în anexele 4.5. Astfel a fost relevat în mod competent un spectru amplu de aspecte ce țin de evoluția semantică. Și aici pun accent. Mă bucură faptul că discuția nu s-a terminat. Ați văzut ce accente frumoase au fost puse și din întrebările care au fost adresate. Și mă bucură că, deși instrucții noi, viziuni noi, alte... Snoi sau nu snoi, dacă tema excită, dacă tema impune discuție, dacă tema te cheamă să discuți, asta înseamnă că este bine, că asta e răspuns la instrucțiile vechi sau noi. Dacă tema, zicem, și eu votez pentru asta, e că e bun, asta lucrurile te marginalizează. Cercetarea dată este o invitație de proporție, iar în asemenea lucrări au fost binevenite să se concretizeze mai strict care parte a terminologiei sportive, pentru mine, a terminologiei sportive va fi supusă analize. De altfel, la doamna Mincu, vă aduceți aminte, doamna Mincu, e exact acela. Limbajul sportiv, care, că, doamne, iar limbajul medical, mă iertați, vă rog, limbajul medical așa de... Și atunci... practic imposibil să fie toate. Să începem de la simplu fapt că există educație fizică, educație fizică, educație sportivă, medicina sportivă, cu toate disciplinile și cu toate disciplinele, fotbal, atletism, gimnastică, jocuri sportive, turism, apoi totul ce ține de antrenament. Bazele antrenamentului, teoria antrenamentului, școala de antrenament, metode și mijloace de antrenament, volumul și intensitatea antrenamentului, efect și eficiență, grad și stare de antrenament, verificare și... Într-adevăr, câteodată zici, dar e posibil? Da, e posibil. Doamna Luca ne-a convins că da, este posibil. Toate aceste microdomenii au specificul lor terminologic. Ea a putut să arate caracterul acesta. Practic, sportul, dar și interdisciplinar. Scopul lucrării n-a fost cel de a... Eu singur mă scuz. Eu singur am întrebat, eu singur m-am criticat și singur eu zic. Scopul lucrării n-a fost cel de a ne prezenta un studiu total despre terminologia sportivă. Scopul a fost de a descifra în mod complex trei procese legate între ele. Terminologizare, determinologizare și reterminologizare. Acolo unde nu a fost posibil a explica fenomenele în plan strict sincronic, dumneavoastră a recurs foarte delicat și cu dibăcie lingvistică la planul de acronică, se vedea 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1 și 3, 2, 3. Să mai zic? Teza are valoare practică. Întrebări. Da, dat fiindcă rezultatele, eu după aceea, numai decât am să cer să facă, să se ducă în doctorat și să facă un dicționar, cel mai amplu dicționar, cred că care o să fie... în cadrul Basarabiei noastre sau în cadrul românismului nostru din Basarabia, la capitolul acesta. Lucrarea prezintă interes pentru lingviști, cât și pentru specialiști din domeniul educației fizice și a sportului. Obiecțiile și observațiile pe care le-am făcut noi în urma lecturării acestei teze sunt minime. Și mă bucur pentru cei care ați mai găsit ceva, niște lacune, niște astea, înseamnă că eu de-am văzut bătrân și chior. Eu n-am găsit. S-au găsit foarte puțin, câteva. Ca să vedeți că am mai găsit și eu, de pildă la iată, șah, după Mărință, parodie de Jirel Barabu. Deci scris, după Marin, Sorescu. Și mai dați, după Marin, Sorescu. Așa că să nu credeți că n-am găsit și eu. Dar eu le zic păduchi. S-a atât de important, mare lucru, că, mă rog, a apărut un păduchi.
Are și el dreptul să apară. Da, ca să, da, să nu se mulți asta. Ce am găsit eu? Circulația tehnologiei sportive a crescut considerabil încât nu mai poate fi strict localizată. Ne-am fi dorit ca doctoranta să precizeze mai mult cu strictețe nomenclatorul de termeni supuși analizei în teză. Deși ea, eu am răspuns la întrebarea asta și nu mai trebuie să reveniți la ea. În plus, unii termeni mie mi s-a părut într-atât de spor legat de sportul general, a alergat. Da, dar când i-am adus în domeniul la maraton, mi-a arătat că acolo e anume termenul respectiv, dar nu altul, a fugit sau, știu, a alerga, a alinia, aliniere, amical, apel, axă, dar nu te, vă rog să nu, chiar să nu reveniți, fiindcă eu m-am o rămas observația aceasta, așa, dar eu am înțeles unde este lacuna, eu n-am înțeles cum il fo. Aparatul bibliografic al tezii este mare, au fost citate 198 surse. Acestea au fost repartizate în două compartimente. A, în limba română și B, de toate. Matematicienii știți ce spun despre ei de asta? Zice, nu există decât două profesii absolut onorabile pe acest pământ. Matematica și colecționarea filatelistă și filatelia. Adică celelalte, noi suntem filateliști. Da, noi nimerim. Nu este adevărat. În limba rusă. O asemenea clasificare a surselor mie personal mi-a cauzat probleme. Mi-a fost greu să mă documentez rapid în ce privește sursele franceze consultate și cele engleze la capitolul dat, știind că francezii perseverează în domeniul și creativitate și reacreditate terminologică. Tot echipa lui Alain Răi și ce face și Ray de Bov și toată echipa aceasta de la Robert. Deci ar fi fost mai clar dacă era domeniu. Mă rog, asta e o părere. În capitolul al treilea, terminologizarea, determinologizarea procese semantice active în limbajul sportiv, cel mai izbutit capitol, nu am găsit nimic despre marcajul ați răspuns astăzi. Da, mersi frumos, eu mi-am găsit răspunsul la acest subiect, probabil sub influența că a fost întrebarea. Lipsa expresivității, afectivității, emotivității, dar noi obținem acest marcaj stilistic îndată, cel de terminologizăm. Numai ce v-am dat exemplu de la Voznesenske, văsclițatelne znake Slidov. Eu am mai găsit și asta când cosmonautul se adresează să se și zice tu lunahodic moi, idi ca mine. Îți închipui, citete. Chiar cu toată dragostea, dacă se pune aici afectivitate, ți închipui la o femeie să-i zici lunacodic. Da. Sau Axel. Da, sau Axel. Da, astăzi mă întorc acasă și spun ea să vedem ce Axel culinară e acceptat. Teza conține 5 anexe, pagina 203-204, volum mare, care sunt numai titrate. Ar fi fost părerea mea. Ar fi fost binevenit niște micro-introduceri la fiecare din ele pentru a nu ghici menirea lor. Dar dacă citești, eu am găsit trimiteri la aproape la fiecare din ele și atunci ești satisfăcut. Toate aceste mici observații nu diminuează nici într-o fel calitatea indiscutabilă acestei teze, care de la prima pagină impresionează prin calitatea metodologiei de cercetare, prin polivalență, prin abordări profunzime analizei materialului faptic. Lucrarea este scrisă într-un limbaj corect și adecvat, vădind o muncă științifică asupra unei probleme actuale. Am rugat-o pe doamna Mincu să mă ierte dacă am zis, am să zic același lucru care l-am zis și la ea. Dar și aceasta e o lucrare tot în terminologie, că eu am zis-o la discuția tezii doamnei Mincu. Terminologia nu va dispărea niciodată. Eugeniu Coșeriu. Țineți minte Umberto Eco, stilistica lui Eugen Coșeriu, când a fost întrebat ce se întâmplă cu cărțile, ce se va întâmpla cu ele. E mult? E mult? Da? Nu, mă duc. Care a zis, el a răspuns studenților de la Universitatea de la Moscova. Как будут с книгами? Они исчезнут.
Да я зит традукатора бинесерес, ка традус, спер ка традус бине. Спите спокойно, книги никогда не исчезнут. Да, адика с терминология, антрадевер, ну ва диспаря ничодата Евгений Кошелю, ши конститу он серьез апорт ин дезволтаре лингвистичи терминологии румынеш. Ин финала и фраза чей каре требуй диспус, ам спусо, есте haideți să ne facem astăzi o sărbătoare împreună. Pescarii, așa de hâtri, își fac în fiecare sâmbătă și duminică sărbători. Eu aș avea și alte specii de astea care își fac sărbători. Noi, filologii, nu știm a ne face. Iată, e marți, dar e o zi de sărbătoare. Vine un cadru nou, bine pregătit, la terminologie, la terminologia sportivă. Felicitări pentru această administrație a Universității Sportive care vă are ca conferențiar, dacă sunteți conferențiar, veți fi, veți fi. Eu am să-i spun domnului Manolac că meritați lucrul. Și felicitări pentru neamul nostru, care ia în cohorta noastră, vine un filolog foarte simpatic, bine pregătit. Felicitări pentru doamna, domnul conducător, ne cunoaștem de 15 ani, da, da, ce înseamnă în echipă, da, nu ți speria așa, așa s-a uitat la mine, chiar, da, da, pentru că eu am două, așa, bine, două perioade, 40, fix 40 de ani, Universitatea Bălțana, limbi străine, fix 40, și hop, 15 am făcut anul ăsta și iată că în atunci două perioade s-a dus viața, dar nu s-a dus, că dacă eu particip la lansarea acestor filologi care vin și chiar vă mulțumim că veniți să ne înlocuiți, voi sunteți mai buni, da. Da, voi sunteți mai buni deja, că mai tineri, nici nu n-am parlat un pau. Da, dar într-adevăr mai bine pregătiți, mai dotați. Și am să rog colegii mei care sunt implicați sau neimplicați să puneți umărul, cuvântul, fraziologia, sportivitatea de a primi în familia noastră un nou filolog binecuvântat astăzi la... Și am fost plăcut surprins mergând pe drumul ăsta, am căutat, am pornit-o cu o oră mai să găsesc și am găsit Academia. Am ce plăcut surprins. Trebuie că aveți acolo la căl să săr neastăia, dar să săr nicăda nici ies și asta, dar nu-i nimic, dar plăcut surprins de o universitate cu așa un nume și cu așa și cu așa o asemenea discuție astăzi. Mai invitați-ne. Mulțumim, domn profesor. Mi-a asta spus numărul, țineți minte? Da, da. Mă bucur dacă mai țineți minte. Da. Dar pe actanții nu se vor uita niciodată. Actanții nu se uită. Emanuel este cam da, mult prolix. Observațiile mele absolut nu trebuie să aibă nicio influență și nici nu vor avea, eu sper. Mă bucur că am cunoscut teza, am citit, vreau să spun mai mult, dar voi mai spune și după. Și după. Da. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul profesor, dumneavoastră v-ați notat observațiile, da. Veți răspunde în sfârșit. Da, și mă înfăzăm. Domn Butoc, dumneavoastră. Da. E posibil cam să repet anumite aspecte menționate astăzi în cadrul ședinței, atât de către membrii Consiliului Științific Specializat, dar și de doctorandă, dar voi da citire, voi citi avizul la teza de doctor în filologie, terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română, în baza lexicului sportiv, a doamnei Aliona Luca, la specialitatea 621.04, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie, limba română. E necesar să menționăm chiar din capul locului că studiul privind formarea și funcționalitatea limbajelor specializate, sub impactul direct al constituirii domeniului de activitate ca tare, cu modificările subsecvente în evoluția acestuia, suscită un interes sporit nu doar terminologilor, după cum s-a menționat, cercetătorilor lexicologi, ci și specialiștilor din cele mai variate sfere de activitate. În acest sens, terminologia din domeniul sportului prezintă un vădit interes,
atât teoretic cât și aplicativ, prin mecanismul de formare a termenilor sportivi, generat și de procesele de terminologizare, determinologizare și reterminologizare, precum și filierele de pătrunde a termenilor noi și a relațiilor semantice care se pot stabili între termenii sportivi la nivel de sistem terminologic, utilizând terminologia lui Alexandru Reformatski, dar și în raport cu lexicul general și alte limbaje specializate. E necesar să menționăm că terminologia sportului, sau mai bine zis, toate limbajele specializate au anumite particularități care îi individualizează în raport cu celelalte limbaje. Un limbaj se poate individualiza printr-un caracter anume în raport cu alt limbaj specializat. În cazul terminologiei sportului, constatăm bine menționat și bine comentat în lucrare, anume caracterul deschis al acestui limbaj specializat pentru majoritatea vorbitorilor unei limbi. Și, desigur, hotarul acesta, după cum s-a menționat, flexibil în raport cu lexicul general, dar și în raport cu alte limbaje specializate. Și acest lucru, autoarea menționează că se datorează promovării acestui limbaj, popularizării, mediatizării limbajului, prin diverse mijloace, după cum ați menționat, mediatexte, teletexte, webtexte și așa mai departe. Desigur, atestăm și constatăm un contact între limbajul sportiv și alte limbaje specializate. Ați menționat, de exemplu, de fotbal și mi-am amintit de domeniul militar, care mi este mai aproape, așa? Și am constatat că pentru domeniul ăsta sau pentru jocul sportiv fotbal, majoritatea termenilor sunt din terminologia militară. Contraatac, atac, retragere, ofensivă, contraofensivă, flancul drept, flancul stâng și așa mai departe. Majoritatea termenilor sunt din limbajul militar. Aici constatăm similitudini la nivel de acțiuni, dar autoarea menționează și de faptul că sunt noțiuni preluate dintr-un domeniu, dar cu specific anume pentru limbajul din domeniul sportului. Ceea ce, desigur, este un lucru binevenit în contextul comentariilor pe care îl faceți. Și în concluzie aș vrea să zic, la ideea aceasta, în concluzie aș vrea să zic că, de fapt, pentru limbajul sportiv constatăm procesele acestea de terminologizare, reterminologizare și determinologizare foarte explicit realizate, sau foarte, să zicem așa, clare definite în contextul acestui limbaj specializat. Poate chiar mult mai reușit decât în contextul limbajului militar, care comportă un caracter mai închis și în cadrul altor limbaje specializate. Și acest lucru a fost foarte bine reflectat și foarte bine comentat în lucrarea care a fost prezentată astăzi. Teza de doctora doamnei Aliona Luca, terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română, în baza lexicului sportiv, propusă pentru discutarea publică în ședința Consiliului Științific Specializat din cadrul Școlii Doctorale Științe Umanistice a Universității de Stat Dimitrie Cantemir, pentru acordarea gradului de doctor în filologie la specialitatea sus menționată, este o reușită încercare în lingvistica românească de a cerceta particularitățile lexicofuncționale ale terminologiei sportive pe baza materialului concret de limbă română, reușind să prezinte modificarea continuă a sistemului terminologic cu apariția unui instrumentar nou de unități terminologice, generat și de procesele menționate, terminologizare, determinologizare și reterminologizare. În contextul analizei lingvistice detaliate și complexe a terminologiei sportive românești, lucrarea evidențiază, după cum am menționat, mecanismul de formare a termenilor sportivi, procesul și felierele de pătrundere a termenilor noi și relațiile semantice care se pot stabili între termenii sportivi la nivel de macrosistem terminologic din domeniul sportului ca știință și microsisteme terminologice din cadrul acesteia. Pentru argumentarea scopului urmărit, doctoranda și-a conceput teza din introducere, pagina 9-16, în care este motivată alegerea temei și e relevată actualitatea ei, este formulat obiectivul, concretizat de sarcinile ce pot duce la atingerea lui, este indicat suportul metodologic și teoretico-științific de care s-a călăuzit competitoarea, specificând noutatea științifică și valoarea aplicativă a lucrării. Urmează 3 capitole, limbaj specializat, text specializat, lexic specializat, delimitări conceptuale, pagina 16-51, sistemul terminologic sportiv în limba română, investigații lexicosemantice, pagina 53-88, terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea procesei semantice active în limbajul sportiv, pagina 90-177, succedate de concluzii generale și recomandări, bibliografie, anexe,
pe aproape 40 de pagini, declarația privind asumarea răspunderii, curriculum vitae. Cele trei compartimente ale tezei sunt bine structurate, având ca suport teoretic lucrări de valoare și am observat tendința autoarei de a reflecta lucrări ce aparțin mai multor școli de terminologie. Maria Teresa Cabré, Rondeau, Lera, Faber, precum și reprezentanții ai lingvisticii românești, Angela Bidu Vrânceanu, Ioana Vidil Rădulescu, Constantin Rucăreanu, Inga Druță, Eugenia Mincu și alții, precum și reprezentanții școlii rusești, sovietice, mai bine zis, de terminologie, Superanskaya, Podolskaya, Vasileva, dar și cercetătorul care au stat la baza acestei școli de terminologie, Lote, Reformatski și alții. Având ca scop de a analiza și descrie procesele respective în limbajul din domeniul sportului, autoarea urmărește câteva finalități, pe care de fapt le-a și prezentat astăzi, determinarea locului limbajelor specializate în sistemul general al limbii, a caracteristicilor textelor specializate și a structurii sistemelor terminologice, stabilirea criteriilor de clasificare a unităților terminologice și selectarea unor criterii optime pentru clasificarea termenilor sportivi, cercetarea complexă a fenomenelor lingvistice menționate, dar și determinarea specificului a respectivelor procese semantice în contextul limbajului specializat în domeniul sportului, stabilirea domeniilor de aplicații și a celor conceptuale generatoare de termeni sportivi, identificarea de sensuri noi și a potențelor expresive ale unităților lexicale din domeniul din cadrul limbajului sportiv. Trebuie să recunoaștem că lipsind monografii ce s-ar referi la analiza complexă a terminologiei sportive din perspectiva proceselor semantice și a configurației lexico-semantică și structural-gramaticală a acesteia, noutatea lucrării rezidă în abordarea evoluției lexico-semantice a domeniului științei, a domeniului terminologic vizat. În acest context, teza elaborată se remarcă prin cercetarea in extenso a particularităților lexicofuncționale ale terminologiei sportive. În baza literaturii studiate se prezintă evoluția semantică a unităților lexicale specializate, care este abordată prin prisma unor fenomene insuficient studiate în general în limba română, precum ar fi terminologizare, determinologizare și reterminologizare. În aceeași ordine de idei, doctoranda susține, pe bună dreptate, că termenii sportivi reprezintă o sursă activă de reaprovizionare a lexicului, a vocabularului literar general. Având o influență crescândă asupra limbii române literare, datorată dezvoltării și schimbărilor permanente care se produc în sportul mondial, fapt ce implică revizuirea terminologiei din perspectiva proceselor semantice cu apariția de termeni noi, cu semnificațiile termenilor existente actualizate sau modificate. De altfel, în primul compartiment, pe prim plan este pus raportul termen versus terminologie. În general, criteriile de clasificare a termenilor, procesele semantice funcționale la nivelul limbajelor specializate, cum ar fi terminologizare, determinologizare și reterminologizare, o serie de probleme, cum ar fi determinarea și prezentarea conceptelor fundamentale ale investigației, reliefarea locului limbajelor specializate în sistemul general al limbii, a tipologiei și trăsăturilor textelor specializate, a rolului acestora în cercetarea termenilor, își găsesc locul cuvenit în compartimentul menționat. În acest context, este analizat modul de organizare lexico-semantică a textelor specializate, sunt identificate criteriile de clasificare a unităților terminologice, iar cele mai relevante au fost utilizate ulterior în procesul de studiere a termenilor sportivi. Astfel, clasificările s-au realizat din punct de vedere extensional, aici au fost propuse mai multe perspective care de fapt au generat categorii de termeni pentru care autoarea invocă exemple cuvenite și perspectivele în cauză sunt următoarele. În funcție de numărul de obiecte reflectate, în funcție de faptul dacă reflectă obiecte care există în realitate, în funcție de caracterul unui voc al stabilirii sferei și altele. Desigur, totodată cercetarea a avut loc și din punct de vedere, sau mai bine după conținut, sau din punct de vedere intențional, pentru care autoarea propune alte perspective care au generat categorii subsecvente de termeni din domeniul sportului. În funcție de faptul dacă reflectă obiecte sau însușirile acestora,
după prezența absenței proprietății denotate, în funcție de gradul de dependență, independență semantică și altele. În respectivul capitol sunt scoase în evidență interpretările recente ale fenomenelor lingvistice menționate, sunt dezvăluite esența și locul terminologizării în complexul mijloacelor de creație terminologică, precum și specificul determinologizării și reterminologizării ca proces semantice active în limba română actuală. În capitolul 2, după cum s-a menționat, a fost descris sistemul terminologic sportiv în limba română. Autoarea consideră necesar de a aborda sistemul terminologic din domeniul sportului din trei perspective privind funcționalitatea acestuia. Și aici autoarea, doctoranda, menționează funcționalitatea termenului la nivelul, să zicem așa, la nivelul articolilor, în care termenii, constatăm funcționarea termenilor cu semnificațiile acestora, funcționarea termenilor în dicționare, în care termenul apare cu statut de recomandare și, desigur, crearea de noi termeni sau, mai bine zis, texte în care termenii sunt creați. E vorba de texte ce țin de literatură de specialitate din domeniul sportului. Și, desigur, în baza acestei teorii, autoarea propune și o clasificare a termenilor la pagina 55 în funcție de specializarea acestora. Termeni sportivi generali, termeni sportivi comuni pentru câteva discipline erudite și termeni sportivi de specializare maximă. Aici este vorba de prezența SMM-ului specializat și mai puțin specializat și mi s-a părut un comentariu foarte reușit și explicit în ceea ce privește categorisirea despre care am menționat. În compartimentul respectiv sunt prezentate principiile de abordare, materialul faptic supus analizii, metodele și procedeile lingvistice aplicate în cercetare, este întreprins o incursiune în evoluția lexicului sportiv și o analiză a principalilor lucrări lexicografice în domeniu. Ținând cont de gradul de deschidere și accesibilitate pentru diverse categorii de utilizatori ai terminologiei sportului, autoarea evidențiază caracteristicile esențiale ale sistemului terminologic sportiv despre care am menționat. Este de asemenea realizată și o clasificare a vocabularului sportiv în baza criteriilor, după cum s-a menționat, funcțional, lexicosemantic, lexicomorfologic, sunt caracterizate mijloacele interne și cele externe de formare a lexicului sportiv și, desigur, sunt scoase în evidență relațiile de hipero-hiponimie în terminologia sportivă. Și, desigur, ultimul capitol, succint mă voi strădui, este structurat în trei paragrafe dedicate celor trei procese semantice. Astfel sunt comentate procedeile de terminologizare a cuvintelor din lexicul general, sunt descrise procesele de restricție și extensiune a sensului în perioada de formare, a termenului sportiv, principalele tipuri de modificări semantice caracteristice lexicului sportiv, precum și metaforizarea și eponimizarea. Desigur, aici autoarea, în același mod, autoarea menționează că au devenit termeni sportivi un șir de elemente, precum adaptare, anduranță, calitate, capacitate, direcție și altele. Totodată, după părerea autoarei, determinologizarea denotă mecanismele, domeniile de origine și domeniile receptoare ale acesteia, care reprezintă specificul determinologizării unităților lexicale din limbajul sportiv. Un factor determinant în procesul de determinologizare, după cum s-a menționat, sunt textele beletristice și categoriile de texte pe care le-a enunțat. În respectivele categorii de texte sunt valorificate particularitățile expresive ale termenilor desemantizați, fapt ce determină sensuri noi apărute ca rezultat al migrărilor în lexicul general. Și, desigur, procesul reterminologizării reflectat în acest capitol, pentru care se propune o interpretare teoretică a respectivului proces în limbajele specializate, ceea ce țin de interacțiune dintre aceste limbaje, cum ar fi terminologia sportului și terminologia juridică, terminologia sportului și cea medicală, militară, mediului, management, sociologie, pentru care autoarea invocă mai multe exemple. Totodată, procesul de reterminologizare a termenilor este analizat din perspectiva următoarelor relații. Domeniul, sau mai zis, domeniul de origine, domeniul receptor, disciplina de origine și disciplina receptoare. Aspectele și problemele abordate în lucrarea cu titlul Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română, în baza lexicului sportiv, ne permit să afirmăm
cu convingere că teza prezentată de doamna Aliona Luca se înscrie pe deplin în area lucrărilor de doctorat cu o considerabilă valoare științifică și practică, doctoranda meritând pe deplin să-i se confere gradul științific de doctor în filologie. Totodată ținem să facem niște sugestii, doleanțe de care credem că autoarea ar putea să țină cont la o eventuală editare a monografiei. Toate că există un număr impunător de termeni sportivi la rubrica anexe, totuși anumite categorisiri, teze sau afirmații nu dispun de exemple, dar sunt foarte puține. Pentru ilustrare, a se vedea paginile 59, 60, 91 și termeni precum, noi am discutat cu dumneavoastră, precum sistematic și sistematicitate ca particularități ale limbajelor specializate în general și limbajul din domeniul sportului în particular, e necesar să fie înlocuiți cu termenii sistemic și sistemicitate, sub influența literaturii ruse, în care termenul sistematicii și sistematicii au semnificațiile termenilor sistemic și sistemicitate, pe care ar fi cazul să le utilizăm în contextul respectiv. Credem că observațiile noastre nici pe departe nu minimalizează valoarea de fapt a lucrării, care cu certitudine conține rezultate noi. Autoarea stăpânește temeinic materia investigată, de aceea cele relatate ne dau dreptul să afirmăm că teza elaborată de doamna Aliona Luca corespunde cerințelor înaintate de Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământ și Cercetare, iar autoarei merită să-i se confere gradul științific de doctor în filologie la specialitatea 621.04, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie în limba română. Vă mulțumesc pentru atenție și cer scuze. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc. Și referentul casei, cum ați spus dumneavoastră, doamna Costantină. În primul rând, eu trebuie să le mulțumesc referențelor externe care mi-au luat, cum să zic, apele. Eu crezând că sunt, fiind reprezentantul Comisiei din Drumare și lucrarea a fost scrisă sub ochii noștri, deci ne-am întâlnit de mai multe ori, am discutat la diferite etape ale tezei, am discutat diferite referate, am urmărit articolele pe care le-a scris dumneiei, am analizat-o mai scurt, ca și cum ar fi lucrarea fiecăruia dintre Comisia de Îndrumare. Și eu credeam că misiunea mea aici este să o laud, să o încurajez, să o îmbrățișez în cohorta doctorilor și credeam că asta e, dar dumneavoastră mi-ați luat-o înainte, așa că eu practic nici nu am ce spune. Instrucția e așa. Pur și simplu este, într-adevăr, doamna Luca a scris o lucrare așa de bună pentru că era pasionată. Ea a zis odată la o ședință că eu sunt îndrăgostită de tema aceasta. Și clar că atunci când faci ceva ce îți place, este frumos, este bun, este lăudabil. Dar nu știu dacă ziceți, eu am aici câteva gânduri, pot să le spun, dar vă spun că nimic nou nu am să vă spun, decât am să zic că lucrarea este foarte bună și că merită să fie, să-i fie acordat titlul, cred că, nu gradul. Eu așa știam că atâta discuție între titlul, gradul, cred că e la învățătorii de la școală, gradul 1, gradul 2. La noi cred că e titlul și știu că s-a discutat foarte mult despre asta și despre folosirea cuvântului capitol în lucrare. Noi acum am avut un caz când am de la Ana Cec mi-a venit observație că nu se poate de folosit capitol în lucrare. Nu știu cum să-i zic. Santa Maria, compartiment, nu știu. Deci dar compartimentul nu mai cu bine, nu se folosească deloc cuvântul. Pur și simplu de numit. Nu se folosească cuvântul în lucrare, dar așa vorbești. Luați seama că să nu se poate. Să zicem pe nouă, o bucată. Două bucăți. Deci îmi permiteți să citesc așa poate pe alese ceea ce am eu aici, că totul e în favoarea doctorandei, nu este nimic care ar putea să prejudicieze valoarea acestei teze.
Așadar, stimat auditoriu, teza prezentată spre subscripție Republica astăzi este una din puținele lucrări unde se argumentează pe larg actualitatea temei. Ați văzut cum a pus un slide întreg cu motivele care au determinat-o să aleagă anume această temă. Că de obicei, doctoranzii spun, tema este actuală și gata, dar de ce e actuală, nimeni nu spune. Ei a făcut, asta mie mi-a plăcut foarte mult. Mai departe, scopul principal al tezei este elucidarea fenomenilor de terminologizare, determinologizare și reterminologizare în baza terminologiei sportive. Iar obiectivele specifice pe care le-ați văzut dumneavoastră că ea le-a spus, toate nu le mai citez aici, sunt amplu reflectate cu lupți de amănunte în cuprinsul lucrării. Este de remarcat capacitatea autoarei de a identifica corect traseul cercetării, ghidată de conducătorul științific și dirijată de Comisia de Îndrumare, a stabilit un plan amplu de măsuri pentru a obține rezultatele scontate. Astfel a lucrat exact după planul necesar unei cercetări, adică după introducerea în lucrării cu rigorile ei, actualitate, noutate, metodologie și așa mai departe, după semnificația teoretică și practică, implementarea rezultatelor, etc., autoarea își începe demersul științific cu un studiu asupra diferenței dintre limbajul comun și limbajul specializat, definind textele specializate prin trei tipuri de condiții. Condiții discursive, proprietățile situațiilor specializate ale acestui tip de comunicare, condiții cognitive, tema care este tratată și modul în care este tratată, și condiții lingvistice, condițiile textuale, generale, prezentarea întâi de toate a unităților lexicale proprii domeniului despre care este vorba în text. Autoarea subliniază insistent deosebire dintre abordarea tradițională normativă a terminologiei, preponderent non-contextuală, în care predomină analiza lexico-gramaticală, structurală și etimologică a termenilor, și abordarea modernă a terminologiei, adoptată în mare parte, am să spun mai încolo părerea mea despre asta, de cercetătoare, în care termenii sunt încadrați în discurs, în texte, în contexte, unde poate fi ușor observată varierea terminologică în funcție de registrele de diverse ale comunicării specializate. Autoarea menționează că în cercetările din domeniul terminologiei realizate în ultimul domeniu se remarcă o deplasare a accentelor de la analiza lexicului specializat pe studierea limbajelor de specialitate în toată complexitatea lor. Se afirmă de asemenea că încercarea de a face distinții între termeni și cuvinte nu este valabilă și că cel mai bun mod de a studia unități de cunoștințe specializate este studierea compartimentului lor în texte. Ca urmare, se face distinție între text specializat și lexic specializat, lucru extrem de important pentru traseul investigațional al prezentei cercetări. Se trece apoi la cercetarea criteriilor de clasificare a termenilor, depistând criteriile cele mai potrivite pentru sistemul lexical sportiv. Se face o analiză în cunoștință de cauză a proceselor active de formare a termenilor în limbajele specializate și se definesc fenomenele de terminologizare, determinologizare și reterminologizare predominante în proces de formare a termenilor noi. Următorul compartiment este consacrat investigațiilor lexico-semantice ale sistemului terminologic sportiv, analizând scrupulos terminologia sportivă în limba română. Aici autoarea caracterizează corpusul, metodele și principiile de abordare, clasificarea lexico-semantică și lexico-metodologic, morfologică a termenilor sportive în limba română, stratificarea lexicului sportiv. Se subliniază caracterul interdisciplinar al terminologiei sportive, făcându-se deosebire clară între termeni sportiv general, termeni sportiv comuni și termeni comuni pentru diverse ramuri ale sportului și termeni sportiv ultradisciplinar.
nu putem să nu repetăm, trebuie să repetăm, pentru că este o lucrare pe care noi o analizăm, așa că și eu am să repet multe lucruri care s-au spus. Tot în acest compartiment este interesant să poți, tot în acest compartiment, cei interesați pot găsi informații pertinente despre mijloacele de formare a terminologiei sportive și despre relațiile de hiperohiponimie dintre termeni. Partea cea mai extinsă a tezei o constituie ultimul compartiment consacrat proceselor semantice active în limbajul sportiv, care fac obiectul de studiu al acestei lucrări. Nu le mai zic că e tare greu de spus. Terminologizarea, reterminologizarea și determinologizarea. După o definiție a lor, se discută mecanismele specifice fiecărui fenomen în parte. Deci, nu cred că eu aici ar mai trebui, am aici scris ce înseamnă și cum ar, da? Dar cred că dumneavoastră a spus așa de frumos și ne-a prezentat atât de clar lucrarea, că eu trec peste asta. După cum se poate observa, autoarea pune accentele de rigoare pe tendințe noi în procesul de formare a termenilor, precum specializarea și restricția sensului în procesul de formare a termenilor noi, extensiunea și generalizarea sensului în cel de migrare a termenilor în limbajul comun. Metonimia în procesul de reterminologizare, iar metaforizarea în procesul terminologizării, determinologizării și reterminologizării. Formarea termenilor sportivi prin metaforizare se bazează pe asocieri cu lucruri cunoscute, cu imagini vizuale. În lucrare sunt analizate 5 domenii, surse ale metaforilor conceptuale, obiecte, plante, animale, om, fenomene naturale. Și în urma analizei s-a constatat că cele mai importante sunt domeniile conceptuale antropomorfic și obiectual, datorită faptului că acestea sunt domeniile cele mai apropiate omului ca creator de limbaj metaforizat. O atenție deosebită se acordă eponimizării, adică formării termenilor de la antroponimie și toponimie. La acest capitol se regăsesc informații destul de utile pentru lingviștii lexicologi și nu numai. După cum menționează autoarea acestui studiu, cei mai mulți termeni formați prin metaforizare au pătruns în limbajul sportiv, atât din limbajul comun, cât și din alte limbaje specializate. S-a menționat aici militar, matematic și așa mai departe, fiind supuși procesului de reterminologizare. Deseori aceștia din urmă traversează și etapa determinologizării. În fine, aș vrea să menționez că prin munca doctorandei, lexicul sportiv a căpătat un contur mai explicit, iar cercetătorii un bun material pentru studii ulterioare. La capitolul doleanței, eu cred că nu prea am ce spune, pentru că dacă aș face observații critice, mi-aș face observații mie, că dar eu am, noi am urmărit. Așa că nu cred că se poate spune aici prea multe, deși lucrarea este bună, scrisă cu pasiune, într-un limbaj adecvat, cu probe științifice, greu de negat. Totuși, aș vrea să menționez că, cum să zic, autoarei nu i-a prea reușit să depășească relevant abordarea tradițională, non-contextuală. Cu toate că a încercat să vadă comportamentul termenilor în context, să cerceteze limbajul sportiv în toată complexitatea lui, experimentul n-a dus la rezultate palpabile. E drept că aici nu există încă nici metode, asta este de-abia începutul și meritul autoarei este că a pus această problemă în lucrările ulterioare. Poate dumneiei o să meargă și o să facă doctoratul, doctor habilitat, deci și o să aducă la bun sfârșit această temă. Că asta, într-adevăr, terminologia trebuie cercetată în context, că așa, dacă numai cuvinte și ce înseamnă și unde sunt, e bine, foarte bine. Dar atunci când vezi cum se funcționează acest cuvânt, atunci vezi, într-adevăr, rolul cuvântului termen. Și doi, mi se pare că în următorul segment, citez,
este unanim acceptată ideea că îmbogățirea și perfecționarea vocabularului reprezintă un proces mai dificil decât înfășurarea regulilor gramaticale ale limbii române. Mie mi se pare că aici este o contradicție. Dacă îmbogățirea și perfecționarea vocabularului se referă la limbă, la îmbogățirea lexicului, vocabularului limbii, atunci el nu poate fi pus cu însușirea regulilor gramaticale. Da. Dar dacă îmbogățirea și perfecționarea vocabularului se referă la persoana care vorbește, la vorbitor, atunci el poate fi pus în relație cu însușirea regulilor gramaticale. Deși eu nu sunt pentru ca să contrapunem lexicul și gramatica, pentru că și regulile gramaticale se însușesc foarte greu. Doamna profesor, aici dumneavoastră la aveți să-mi tere psuțul. Psuțul nu-l mai înveți gramatica cum aia. Foarte greu de învățat. Eu am predat gramatica și știu ce înseamnă asta, așa că nu trebuie, probabil că asta nu este, Doamne ferește, pur și simplu așa, mi s-a părut că este aici o contradicție. Deci nu trebuie, că și de reguli gramaticale și vocabularul tot se învață foarte greu pentru cel care vrea să învețe, dar pentru țuțul lui... În ultimul timp, de altfel, eu nu știu de ce se vorbește și se comentează sportiv, viața sportivă, cu mult mai performant și mai, să zic, cum se făcea lucrul ăsta cu 15-20 de ani, nici nu se compară. Comentariile, discursul, numai când aparați-vă, discursul e alt departiment. Discursul e cu altceva. Tot în altru șos. Referitor la țuțul, el se percepe mai mult la mașini, la casă, decât la termeni sportivi, asta la siguranță. El stă la cap, nu e așa. Poate să treacă el, dacă e pentru proces. După părerea mea, sau părerea mea este că lucrarea reprezintă un studiu cu rezultate concrete. Teza poate fi considerată o lucrare încheiată conform cerințelor înaintate față de acest gen de lucrări. Adică se poate spune că tema tezei corespunde cu materialul expus, că metodologia cercetării este adecvată scopului, că implicarea critică și interpretativă a autoarei este suficient de bună, că expunerea și argumentarea concluziilor sunt adecvate, că sursele bibliografice sunt reprezentative, că în rezumatul, mă gândeam și eu, oare îmi fac eu greșeală asta să zic în rezultatul, în rezumatul tezei sunt reflectate veridic ideile esențiale ale tezei și argumentele probante. Toate acestea vedeți faptul că lucrarea poate fi considerată un studiu încheiat, iar autoarea ei, Aliona Luca, merită pe deplin, eu zic, titlul științific de doctor în filologie. Și, în sfârșit, vreau să vă spun că chiar astăzi am citit o spusă de-a lui Nicolae Iorga, care zicea așa că înțelepciunea vieții este foarte simplă. Trebuie să faci așa că acolo pe unde ai trecut tu să fie mai bine. Așa că eu vă doresc să fie mai bine și să fiți cu noi împreună, adică cu mine nu, dar cu toți, că eu plec, la Steaua care a răsărit. Așa că... Doamna profesor, vă mulțumesc mult! Doamna Luca, rândul dumneavoastră pentru că ați răspuns. Într-adevăr, să vă mulțumesc tuturor pentru aceste obiecții. Sunt adeptul ideii că nu există limite pentru îmbunătățire. Evident că orice lucrare poate fi perfecționată și totuși am răspunsuri la câteva dintre observațiile dumneavoastră care țin tocmai de hotarele acestea în care ne plasează aceste documente oficiale. Pentru că, iată, referitor la sensurile, la termenii în context,
Evident că în unele cazuri sensurile terminologice au putut fi relevante numai din context, doar că nu am putut să plasăm în lucrare toate aceste contexte, mai cu seamă că terminologia sportului s-a dovedit a fi un domeniu atât de vast, încât nici noi nu ne-am așteptat că există atâta teren pentru investigații. Domnule profesor Manole, referitor la cele două poezii, intenția noastră era să polemizăm cu autorii care consideră că literatură, în literatura artistică, termenii înregistrează un grad mediu de terminologizare. Noi am vrut să demonstrăm că literatura, că în beletristică, termenii pot fi utilizați și cu sens denotativ, și da, cu sens conotativ, da, cu valoare expresivă. În rest, cât privește, da, mi-ați vorbit de faptul că trebuie să precizez în care parte a lexicului sportiv a fost analizată. Noi am încercat să prindem un spectru cât mai larg de termeni sportivi, dacă aceștia se raportau la scopul nostru de a caracteriza cele trei obiective. Pardon, fenomene lingvistice, terminologizare, determinologizare, reterminologizare. O să ținem cont de toate sugestiile dumneavoastră, eventual, dacă publicăm lucrarea. Sper să o mai perfecționăm ca să, putem, ca să fie publicată. Și am mai vrut să menționez și faptul că terminologia sportului, lucrarea noastră mai degrabă, a deschis noi perspective pentru studii ulterioare, pentru că am întrevăzut chiar noi în procesul de muncă mai multe direcții de cercetare. Mulțumesc tuturor! Da, mulțumim și dumneavoastră și, deși trebuia un pic mai devreme, a fost... Eu mă gândeam, da, dacă poate e alt regulament, da, deja. Nu, da. Dați-mi voie să vă ofer cuvântul, doamna conducătoare de doctorat, doamna Ana Vulpe, doctor conferențiar, pentru a caracteriza calitățile personale și da, profesionale ale candidatului. Că așa era și așa în pe vechi, da, condiționat, da, conducătorul vorbea doar despre câteva cuvinte despre și asta doctorat. Tot e o, nu știu cum, de ce, de ca să nu spui... Cel care știi cel mai bine. Tocmai, da, nu știu. Dar iată că, ca orice om de treabă, mi-am schițat și eu câteva seară ce să spun cât mai evident despre Aliona Luca, dar a rămas primasă acolo. Nu, am vrut să spun că emoțiile care le-a avut doamna Șleare, doamna Luca, mi s-au trimis și mie, transmis și mie, pentru că am discutat și aseară, am vorbit și ziceam emoții, am zis, mai lasă emoțiile astea, gândește, tot o să fie bine. Acum dimineața îmi spun, chiar n-am dormit nici deloc, nici omul, n-am dormit toată noapte, tu faci, exagerez. Este o fire emotivă, emotivă, chiar am cunoscut-o și o cunosc că este foarte emotivă, pentru că, deși nu are comportament așa de extremă, să zic, da, în emoții, și nu prea le exteriorizează, așa doar o roșeață de pe obraj, vedeți, și poate un pic de tremură în voce, dar în fond se stăpânește și vorbește ceea ce trebuie. Asta la calități personale, aș mai adăuga aici capacitatea de muncă deosebită. Vă dați seama că a făcut lucrarea în 3 ani și jumătate, da? Cam așa este? Aproape în termen, da. Termenile stabilite, da? Dar în paralel activând și lucrând la Universitatea de Educație Fizică și Sport, având ore, având sarcina întreagă și având și alte activități de redactare, că am înțeles eu, pe parcurs înțeles că mă încărcau cu de toate acolo. Tot ce apare la Universitatea Sportului este citit într-un fel sau altul, trecut prin lectura doamnei Aliona Luca. Deci asta vorbește despre un spirit, despre o activitate, despre o muncă, așa, capacitate de muncă enormă. Nu mai zic că are și familie și are doi băieți mari care trebuie ghidați și trebuie îndrumați. Este foarte calmă, aș zice, chiar e imperturbabilă uneori, deși sunt situații între situații, dar și-a păstrat calmul întotdeauna. Este punctuală. De câte ori ziceam că să ne întâlnim, ea venea de obicei înaintea mea.
este persuasivă. Adică insistă în convingeri, dar anume în convingeri. Dacă este convinsă, am observat ce la lucrare. Chiar dacă îmi trimitea mie să mai văd, să mai care este opinia mea, eu îi mai spuneam, poate puțin altfel le vedeam, ea până la urmă rămânea într-un fel că ea este cea care a cercetat, care a văzut, care a analizat, așa. Eu în măsura în care puteam să, poate puțin să o direcționez. Deși este, zic, insistentă, totuși este, are o ascultare activă, aș zice eu, dacă ne gândim la verbele astea, auzi și asculta, asculta, ăsta este al ei. Adică, chiar dacă puțin altfel crede, oricum ascultă și nu răspunde înainte de a gândi. Deci gândește și apoi răspunde așa ca să convingă și pe cel care... Bietul bărbat acasă. Ia pe uitul. Da. Asta din calități personale, din cele profesionale, sigur că în cercetare e nevoie și niște calități specifice, anume cercetării. În primul rând, cred că a fost interesele acestea, interesul de cercetare. Un interes care, nu zic că a fost și dragostea, cum a menționat doamna Constantinovici, că a auzit-o spunând că a prins dragoste, gust față de temă ca atare, așa. Dar inițial a fost și un interes, pentru că un interes motivat profesional, pentru că trebuie să aibă acest titlu, da? Cu atât mai mult că chipurile, nu știu, de când? De 1 septembrie, spune oficial, da? 1 septembrie intră. Nu mai pot activa cei care nu au o titlu sau care. Nu, pot activa la lectori în sus, aha, doar cei care dețin, doar asistenții au dreptul să nu aibă titlul de doctorat. Mm-hmm. Adică poți să-și, adică puteai să fii asistent, da. Mult și bine, dar iată că ai făcut efortul care dea Domnul să se încununeze cu succes și să depășești, să urci altă treaptă. Are spirit de organizare în procesul de cercetare, deși de la început așa mai dibuit, ca orice doctorand la început luasem prea larg tema ca atare. Pe urmă am gustat ceva, adică, dar asta mai vorbim mai târziu la temă. Are discernământ, adică analizează și apoi sintetizează și apoi vede oportunitatea și apoi vede abordarea. Adică le face toate așa și principalul că coerență și logică are în expunerea textului științific, am observat. Chiar și la forma de prezentare, foarte puțin am redactat, pentru că ea, mai având și cursul ăsta de cultivare la universitate, sigur că vreau să zic că posedă limba, așa, da, în felice situații mai comitim pe ceva, dar are un gust așa rafinat al limbii. Și toate acestea, sigur că calități, ea nu le-a moștenit, ci le-a asimilat, le-a acumulat pe parcurs și în urma unei munci asidue. Cred că v-ați făcut un pic idee despre calitățile ei. Trebuie să ai noroc de așa o doctorandă, pentru că sunt doctorande și doctoranți. Asta nu odată i-am spus, iată mi-ați adus aminte, exact. Da, pentru că am avut și doctorandă între doctorandă, nu chiar mulți, dar oricum... Uneori conducătorul crează mai mult decât doctoranda ca să facă ceva, dacă vrea să iasă la... Și e important că nu ne-am știut până la... Adică a venit... Domnul Burlac, pare mi s-a adus-o la institut, sau a propus-o domnului Vasile Bacnaru, având prea multe domnul Vasile Bacnaru, mi-a dat-o mie. E, și eu, iată, inițial mă gândeam, eu știu ce face, dar pe urmă am văzut că am avut noroc într-adevăr de doctorandă. Mulțumesc, doamna Vulpe. Și continuăm cu discuția asupra valorii științifice ale tezei la care participă toți membrii Consiliului de Susținere. Vreau să vă spun că... Au dreptul și ceilalți? Da, au dreptul și ceilalți, da, dar ideea era că dumneavoastră în principiu ați menționat această particularitate a tezei, dar eu am să vă rog cel puțin să le... adunați într-un cuvânt conclusiv asupra valorii științifice a tezei.
până ca să începem acest lucru, dați-mi voie să vă spun că în dosarul doctorandii sunt depuse și două avizii asupra tezei de doctorat, avizii externe. Unul este semnat de doamna doctor habilitată filologie Inga Druță, care este și un specialist în domeniul tehnologiei. Și alta viz este semnat, bănuiesc, de o colegă a doamnei Luca, Viorica Brega, doctoră filologie, conferențiar universitar, Catedra din Moderne de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Și dacă îmi dați voie să punctez câteva idei care sunt exprimate în aceste avize. Avizele ambele sunt favorabile atât doctorandei cât și lucrării pe care a realizat-o. Deci doamna Inga Druță menționează că lucrarea de doctorat semnată de doamna Aliona Luca constituie o cercetare consistentă a tehnologiei sportive românești în perspectivă sincronică, cu accente pe dinamica tehnologiei domeniului. Autorul abordează premizele și modalitățile formării tehnologiei sportive în spațiul românesc, determinând funcțiile și structura acesteia. Iar considerațiile teoretice pe care se fundamentează lucrarea sunt consistente, coerente, bine ancorate în realitate. Studiul realizat reușește să ofere o imagine a stării de azi a limbajului sportiv în diversitatea sa. Evidențiem complexitatea cercetării, ca și pertinența observațiilor și a concluziilor formulate de autoare. Prezintă interes conceptul de stratificare tehnologică pe care s-a fundamentat cercetarea corpusului de termen, remarcând și anexele, figurile, tabele relevante pentru calitatea cercetării. Astfel, demersul autoarei s-a materializat într-o teză de doctorat interesantă și utilă, reprezentând o contribuție valoroasă la studiul tehnologiei sub aspect teoretic și practic. Prin calitățile reale, atât ca documentare, cât și ca nivel științific, considerăm că lucrarea doamnei Aliona Luca corespunde rigorilor unei teze de doctorat, urmând să fie înalt apreciată. Iar doamna Brega, Viorica Brega, susține că alegerea temei pentru teza de doctorat propusă spre susținere publică nu a fost deloc întâmplătoare. Doamna Aliona Luca are o activitate didactică destul de îndelungată. De 23 de ani predă cursul Cultura Comunicării și Limbajului Specialitate studenților Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, iar ulterior și disciplinele tehnici de negociere și comunicare de afaceri în turism, curs practic de limba română pentru alolimpi, comunicare și limbaj sportiv pentru studenții cursurilor de recalificare profesională. În această perioadă a reușit să se familiarizeze îndeaproape cu terminologia sportului și a domeniilor conexe. Are o experiență bogată la fel de lungă de redactarea materialelor conferințelor, ce ți-a spus nevastră, astfel că se poate afirma cu certitudine că doamna Aliona Luca era deja tare în materie, folosește autoarea această expresie, în ce privește partea practică a viitoare tezei de doctorat. Un alt factor care a înclinat balanța spre tehnologia sportivă este faptul că tema respectivă este extrem de actuală. Este greu de imaginat un domeniu mai popular și mai admirat decât cel al sportului. A menționat și am remarcat această idee și de aceea am vrut să vă expun și dumneavoastră. Popularitatea crescândă și spectaculozitatea fascinantă a competițiilor sportive, apariția permanentă a unor probe noi, cu noi regulamente, antrenează în mod obligatoriu inventarea termenilor sportivi noi, modificări de sens, migrări dintr-un domeniu sau disciplină în altul, alta sau chiar dintr-o limbă în alta. Mai spune doamna, este foarte laudativ acest aviz, am prins și un calificativ de genul, deci trebuie să remarcăm în mod special că doamna Aliona Luca a prezentat un model ținută redacțională, făcând apel la un exemplu citat în teză la pagina 138, autoarea lucrării trebuie considerată campioana acribiei filologice. Interesant de văzut exemplu. Așa, mai puțin e determinativ de felul acesta la cel care realizează o teză. Dacă nu cunoști semantica cuvântului acribie, exact. Pare că e... Da. Așa, și spune doamna Brega, prin concept, ție, metode, structură, dar și prin valoarea incontestabilă, teoretică și practică a rezultatelor obținute, teza vizată se impune ca o cercetare obiectivă și combinătoare în domeniul terminologiei sportive a limbii române, prezentând totodată o contribuție metodologică originală la lingvistica românească, iar doamna Aliona Luca merită să-i se ofere titlul de doctoră filologie. Considerăm că teza, sub toate aspectele, răspunde tuturor criteriilor urmând să fie înalt apreciată. Deci asta... Este părerea celor din afara Consiliului de astăzi și am să vă rog pe dumneavoastră să vă expuneți referitor la valoarea științifică a tezei.
Suficientă formă de concluzie. Da, din nou și-am uitat. E foarte bine. E grozav. Instrucția eu consider că este bună. Da, și bine că ne filmați, că să audă țara, că instrucția în sfârșit este bună. Întotdeauna mai rămâne ceva nespus. Întotdeauna ai zis în raport, în aviz și zici, ce îmi pare rău că n-am spus asta. Uite, instrucția anume îți dă posibilitatea aceasta după ce te-ai răcorit și ai zis un aviz. Deci, ce n-am zis în aviz și trebuia să zic? Ipoteza de la începutul lucrării, care dumneavoastră ați transformat-o deja în realizare, și anume că în ipoteză cercetării, confirm toate cele trei procese semantice sunt active în limba română la început. Ce ați făcut bine dumneavoastră? Eu personal, atâta am slujit lingvistice, că eram întotdeauna în terminologizare și de terminologizare. Doar atât. Așa, da, suveica, înțeleg? Așa este, că cel care cunoaște statele, suveica se duce cu firul și duce firul înapoi, duce la terminologizare și de terminologizare. Ce ați făcut dumneavoastră? Ați triplat, ați făcut tricotomie. O triadă care n-a fost făcută până acum și nici lexicografie de altfel n-a fost doar făcută, doamna profesor. Sunteți de... Ei, cum o facem noi? Da, s-a dus, dar... Deci ipoteza, ați realizat. Asta e unul. Deci asta eu n-am spus și îmi pare bine că am putut. Da, dacă ipoteza a fost realizată, atunci care este rostul să zicem în continuare? Mai zicem în continuare un lucru care este bun. Foarte bine ați folosit planul sincronic, dar nu l-ați izbit și nu l-ați lăsat cel diacronic. L-ați utilizat atât de performant că oricare lingvist care cunoaște lucrul acesta cum se face, ar trebui să remarce. Și eu, așa foarte stângaci, am remarcat această reușită a dumneavoastră de a îmbina. E clar că planul sincronic domină. 100% că astăzi, eu, dacă aș avea o posibilitate, v-aș recomanda, eu știu persoanele care sunt în Comitetul Olimpic, primesc grozav de buni bani acolo când traduc niște lucruri de astea, niște acte oficiale. Ar trebui persoanele celea schimbate și dumneavoastră trebuie să fiți în Comitetul Olimpic, da? Neapărat. Eu nu știu cine trebuie să facă lucrul acesta, dar dacă cineva acolo înregistrează lucrurile astea, numele Aliona Luca, sper că cineva din toate, știu eu, administrațiile sportive trebuie să aibă. Iată un caz când ai nevoie de lingvist, de specialistul care cunoaște în materie lucrul ăsta. N-ați răspuns, probabil că ați spus, sunteți extrem de educată, foarte bine. Dar trebuia mai tranșat, așa să ziceți. Dar lăsați-mă, domnule, pace cu contextele. Nu fac discursul. Nu fac, dacă nu fac discursul, nu fac nici contextul. Și de atâta v-am săturat cu ceea ce am făcut. Dumneavoastră foarte delicat ați răspuns și am observat lucrul acesta și mulțumim și de... caracterul intradisciplinar care nu aveți și lexicologie, semantic. Caracterul, într-adevăr, semantic n-a fost, știu eu, pronunțat în discuția noastră, că cercetarea proceselor semantice care ați făcut dumneavoastră și care se desfășoară în sfera limbajelor specializate și a interacțiunii acestora cu limbajul comun și a fost bine făcut și bine realizat. Permiteți-mi, nu-i bine, nu-i de ținut academică ce am să spun eu și eu înțeleg lucrul ăsta, dar o să-mi iertați, bătrânețele întotdeauna o iau într-o parte și ce-ar zice poetul despre cazul acesta? Auzi, Doamne, Leonida,
Lare, dacă ne auzi, iartă-ne, te rog. Auzi din creanga nopții cum picură a terminologizare? Iubitul meu mă rupe și mă duc departe în desemantizare, în reterminologizare. Auzi din creanga nopții cum picură a terminologizare. Și acum iar în terminologizare. Iertați-mă, eu mi-am cerut iertare. Avem o teză bună și nu mai sunt eu pe fir, că am fost foarte mulți ani cu doamna Constantinovici, care a fost președinte și am lucrat. Am lucrat. De m-ar trebui să ne las pe noi mai... Păi ia că vin ei! Iată, eu de atâta și spun. Mă bucur că cei care au pornit-o pe calea din foarte bine. Eu am un dulap acasă și o poliță plină de autoritate pe care mai. Zici, eu spuneam domnului doctor că zic, dar știi că ai apanaj bun și aș vrea să nu mor și să spun ceva și la teza ta. Aveți dreptate, vă susțin. Da, zice, dacă se merită. Voi veniți tineri că... Și eu mă bucur pentru voi, pentru cohortă. Am zis cuvântul ăsta, cohortă. În cohorta filologilor vine un specialist de speță, o zic de anvergură, că e prea așa ea, că anvergura vine, va veni pe urmă. Da. Dar care știe la ce ușă să bată și știe chiar să deschidă ușile. Da. Vă mulțumesc. Acum eu sunt satisfăcut. Mulțumesc, domn profesor! Da, Dixi! Doamna Constantinovici? Eu cred că despre valoarea științifică sau și practică. Așa scrie, valori științifice a tezii la care participă toți medicii. Eu cred că după toate cele spuse aici, nu poate fi pus sub semnul întrebării valoarea științifică a tezii. Deci este o teză cu o valoare științifică, cum să zicem, înaltă, ridicată, mare, cum? Adică o valoare științifică reală. Care poate fi probată. Așa că lasă ne caute cineva și să ne contraargumenteze, dar noi credem că valoarea științifică a tezei este reală. O să-i spunem doamnei Condrea, o să-i spunem doamnei Savin, o să-i spunem la cei care sunt pe fie. Domnul, da, Popa, vreau să le spun, ce să le spun? Domnul Popa de la Bălți, care este acum în comisie. Păi așa ce am spus eu la teza dumitale când ai fost, când așa spune și mă da despre dar teza. Teza este bună. N-are cum să spună ceva rău la teza n-are asta. N-are. Nimeni n-are cum. Doamne, dacă să se pronunțe asupra tezei, pentru că este momentul în care dumneavoastră puteți vorbi despre teza. Da. Ați vorbit despre calitățile profesionale, dar aici, în calitate de membru a Consiliului, aveți dreptul să vă pronunțați asupra tezei. E bună, de la fapt, nu era acum, da. Regulamentul, da. Ce să zic, întâi și întâi, dacă îmi permite, doctoranda, aș mulțumi pentru laudele care le aduceți, domn profesor, în primul rând, domnul Manoli și domnul Butuc și domnul Constantinu, și nu mai zic, de la Comisia dintr-o mare a început așa ceva să înțeleg că e ceva bun. Și, parafrazându-l pe Caragiale, aș zice și eu, nu vă pare prea mult plăudat, că mie nu-mi pare. Plăudați prea tare, da? E o lucrare, zic, inițial, dacă am pornit-o cu toate aceste trei fenomene, pentru că așa, tangențial, au fost aceste procese antrenate în diferite lucrări, și la doamna Mincu neapărat, și la, chiar și la domnul Butuc, din câte îmi amintesc, așa că și la ceilalți doctoranți care aveți și dumneavoastră, Macovei, și care a susținut deja. Chiar și la care urmează să susțină, am văzut ceva acolo, adică sunt niște procese așa cât de cât disparate, luate așa în ansamblu, per ansamblu, și văzute cum terminologizare de și re, eu aș propune dar târziu să trebuia de folosit o sintagmă sau o abreviere, de TR, TDR, așa? Ca să nu spunem pe care terminologizare, re, de, da? TDR, uite așa o abreviere, da. Zic că toate așa luate în ansamblu au fost bine parcă văzute de Aliona și cercetate, pentru că și inițial, zic, când propusosem această temă, am spus așa, deci în ansamblu, fără să precizăm domeniul. Când s-a apucat de lucru Aliona, a văzut că aici noți în material fabric, dacă ești politică, dacă ești economie, dacă ești sport și medicină și nu știu ce,
enorm de mult și am redus la lexico sportiv. Acum, când am mai văzut, acum mă gândesc, că deși și domnul profesor Manole a văzut lucrul ăsta, dacă se lua un domeniu mai îngust, așa, să zicem, fotbalul, același fotbal dacă lua. Deci poate că nu era atât de material fapt, dar oricum, se putea așa aici, pentru că spunea cineva că fotbalul în ziua de azi este asemuit cu un concert, unde, deci fotbalul este, jocul este un concert, interpreții sunt fotbaliștii, dirijorul este ăsta, arbitru, așa? Adică și chiar și când se comentează, se folosesc aceste cuvinte și dirijor și nu știu, deci aspectul ăsta metaforic în domeniul sportului este foarte evident. Și zic, poate că dacă se lua ceva mai îngust, se putea de la A la Z de făcut un discernământ așa foarte și foarte. Dar pe de altă parte zic că nu toate aceste procese poate sunt prezente într-un microdomeniu, așa? Prin urmare, poate că n-ar fi fost toate aceste trei procese aduse să ne convingă că anume așa este și în alte ilustrate. În ce privește... Da, pentru că având sau insistând asupra acestor trei procese, într-adevăr s-a insistat asupra mijloacelor interne ale limbii și nu s-a mai vorbit despre împrumuturi, despre nu știu ce, englezism și, nu știu, și altele. Și în felul ăsta poate că s-a insistat asupra ideii aceasta de păstrare a identității limbii, pentru că prin asta ne manifestăm, prin metaforizare este identitatea limbii și altele. Că împrumuturile de acum vin să ne împestrițeze limba într-un fel și chiar să uneori, nu zic degradare, dar... Altă, ce a spus doamna Constantinu, ce a spus că nu prea s-a insistat sau s-a mers pe niște cărări bătătorite, să zicem, da, tradițional. De fapt, nici n-am vrut să ne detașăm de asta, practic, adică în procesul. Gândeam că ar trebui și un pic de lexico-semantică, structură, pentru că altcineva n-a făcut un domeniu sportiv din câte știu, da? Deci urma să se spună și acolo lucrurile cum sunt. Că e din binări, că e din mono, bi, poli și așa mai departe. Dar poate că ceva mai mult în capitolul 3 se putea de insistat asupra aspectul acesta funcțional. În final zic că poate că puțin s-a lucrat și asupra aspectul acesta de cultivare. Dar nu mai încătea probabil, așa este un teren așa de continuare a tezei, pentru că și aici este foarte mult de lucru sub aspectul acesta. Îi doresc să ajungă să elaboreze un dicționar, într-adevăr, care să fie un dicționar bun, cu termeni sportivi, pentru că îmi zicea odată că, știind, redactând texte, vede fel și fel de năstrușnicie acolo, da? Folosit și incorrect, folosit nu știu cum. Adică e vorba de o precizare a semanticii terminologiei sportive în cadrul unui dicționar explicativ de termeni. Și poate că în colaborare. Sigur că lucrarea este definitivată, este lucrare muncită, este definitivată. Poate că nu este perfectă, dar până la urmă nu poți atinge niciodată culmea perfecțiunii. Că dacă am atinge, se zice că dacă omul ar atinge culmea perfecțiunii, dar mai avea motive să existe pe pământ, așa, într-un fel. Adică se tinde spre... Și asta poate va fi într-o monografie, va fi făcut ceva mult mai bine decât poate că decât s-a făcut. Într-un formula filanală este că, dacă nu i-aș dori eu, în calitate de conducător, să-i se acorde meritul de titlul de doctor în filologie, asta o doresc și zic că o merită, pentru că am văzut că este o lucrare bună și să fie cu bine și acolo sus la NACEC, să fie aprobată, să fie... A avut două prestații la ULIM, la conferințele internaționale, tot e bine să menționăm pentru public. A avut, eu zic, două la care eu am asistat și la care am audiat-o, la Francopolifonie, care facem noi anual. Deja suntem la 15-a ediție Francopolifonia și cu reprezentanți din Franța, din instituții majore, filologice din România. Și doamna Luca a avut niște comunicări care
tot au stârnit în sensul frumos cu discuții destul de originale și întrebări, răspunsuri, comunicările au fost apreciate la conferințele internaționale. Domnul Duc? Da. Deși am menționat în prezentare, dar aș dori să spun referitor la valoarea științifică a lucrării, după cum s-a menționat, este o lucrare cu o valoare științifică incontestabilă și probată. Desigur, acest lucru se datorează perspectivei întrunite a celor trei procese semantice pe care autoarea reușește să le analizeze în această lucrare, ceea ce de fapt ar fi și un exemplu și o orientare pentru alți terminologi care urmează să revadă, sau mai bine zis, să abordeze în contextul unei atare analize și limbajele specializate pentru care, la care lucrează. Aș dori să menționez că, desigur, lucrarea are această valoare științifică și prin faptul că reușește să teoretizeze și să prezinte foarte explicit teoria conceptului terminologic în domeniul sportului. Acest lucru am văzut că a fost realizat, să zicem așa, în contextul relației termenului, conceptului terminologic cu semnul lingvistic în general și am văzut o bună cunoaștere a teoriei semnului lingvistic al lui Ferdinand de Saussure și ce de fapt vine să individualizeze acest concept terminologic în raport cu alte concepte terminologice și în raport cu elementul lexical din lexicul general. Și desigur aici perspectiva aceasta despre care am menționat, intențională și extensională, cu acele perspective și categorisiri și totodată pentru plenitudine, așa să zicem, acestei teorii, mi s-a părut binevenită și reușit comentată acel grad de specializare a termenilor din domeniul sportului în funcție de, să zicem așa, categorie de texte în care funcționează aceștia. Cred că acest lucru este un fapt lăudabil și care, de fapt, constituie noutatea științifică, valoarea științifică a lucrării în cauză. Totodată, lucrarea a demonstrat și cred că prin asta, la fel putem menționa că e o lucrare cu o valoare științifică incontestabilă, a demonstrat în domeniul ăsta al terminologiei sportului, dacă se utilizează un termen militar, există un spațiu de manevră foarte mare. Așa, pentru care dumneavoastră aveți timp să o cercetați și mai departe. Cam asta vreau să zic. Da. Mulțumesc. Vin în public, dorește cineva să ia cuvântul? Da, doamna Nufraș, vă rog. Eu am citit teza pe internet, am citit toate 200 de pagini, în afară de anexe, care nu știu de ce n-au ajuns la mine. Te-am expediat eu, dar nu varianta cu anexe. Da. Și vreau să mă refer la două momente cu titlul de recomandare, nu de reproș. Deci s-a vorbit despre metoda componențială, adică analiza componențială și s-a menționat autorii care au studiat înainte această metodă, Ufimță, Lagac și Bidu Vrânceanu. Vreau să spun aici că înainte de Bidu Vrânceanu, în arealul nostru românesc, analiza componențială a fost studiată de academicianul Silviu Verejan și de tot discipolii lui, începând cu Bahnaru, Gheorghe Popa, Gheorghe Stoc, surorile Kosovan, Constantin Tanasa, absolut tot au studiat această metodă și aș fi vrut ca să fie măcar menționat în lucrarea asta. Nu trebuie să facem o analiză. Deci, s-a vorbit, dumneiei a spus că această metodă ar trebui aplicată la lexicografie. Vreau să spun că această metodă a fost aplicată încă din 1985, când a apărut volumul 2 a dicționarului explicativ al limbii române. Dacă țineți minte, domnul Verjan, academicianul Verjan, a lucrat cu domnul Matcaș, cu Gheorghe Rusnac, cu Ion Mocreac, Cenușă, foarte mult și a fost aplicată această metodă. Este introducerea acestui dicționar, volumului 2, unde se vorbește clar și pe... Am mai spus, doamna, că se întârzie cu înregistrarea sensurilor noi.
dar niciun lexicograf nu va înregistra în dicționar sensurile noi, pentru că nu va trece acele trei criterii pe care, despre care vorbește Teodor Cristie de la București, că întâi și întâi cuvântul trebuie să fie înregistrat măcar în trei stiluri ale limbii, ca să, și să ia în vedere și frecvența și timpul și aspectul fonetic al cuvântului. După asta el se adaptează și se adoptă în asta. Lexicografia întotdeauna întârzie. Da. Noi am avut un caz când am înregistrat în dicționar, dicționar explicativ uzuar, cuvântul mâncurt. Dacă țineți minte, da, era folosit. Unde se mai folosește asta? Nu se mai folosește. De atâta, toți lexicografii, întâi și întâi, le înregistrează cuvintele, dar le interpretează mai târziu după ce au intrat în limbă. Și acum vreau să mă refer la bibliografie. Într-adevăr, am găsit o metodă nouă de a înregistra bibliografie, fiindcă mulți doctoranți, când fac bibliografie, dau internet și uite, și dau adresa internetului. Eu nu sunt adeptul internetului și până nu văd cartea, nu mă convinc că anume autorul ăsta a scris cuvintele astea. Mai sunt de aici, mai sunt. Ei, de altfel, întâlnesc a doua oară acest mod de a înregistra sursele la doamna Molea Viorica și la dumneavoastră. Deci dă autorul, denumirea cărții, unde a apărut cartea, pe urmă, disponibil și accesat la dată cutare. Deci este foarte clar că dumneavoastră n-a luat din pod acest articol sau această sursă și mi-a părut foarte bine și chiar la lucrarea care o pregătesc, bibliografia lingvistică în Moldova, am să folosesc și eu această metodă de a înregistra sursele. În rest, ce să vă spun, mi-a plăcut foarte mult lucrarea. În primul rând are un stil științific, dar este pe înțelesul tuturor. Poate să citească oricine și să înțeleagă lucrul. De atâta, pe viitor, dacă dumneavoastră are de gând să mai continui, aș vrea ca să fie menționat și savanții, cercetătorii noștri care au studiat această problemă, analiza componențială. Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna doctoră. Da, doamna Mingo, vreau precizare. Sugestia noastră referitoare la analiza componențială nu se referea la lucrările lexicografice generale, ci la lucrările de terminologie. În ce își privește studiile terminologice, aici nu prea am găsit aplicată această metodă. Dar ea s-a dovedit să fie foarte utilă. Dar încerc, țin cont și de sugestia. Sunt lucrări care s-au studiat terminologie determinologizat, anume s-a folosit metoda componențială. Aici m-a referit. Doar de menționat numele cu tări, pentru că au fost foarte mulți. Valoarea tezei, totuși, este una incontestabilă. Este, citesc domnul din Manole, care spunea că o mare care nu se poate deranda în franceză, e indiscutabil, tema este foarte actuală, oferă foarte multe deschidere pentru foarte multe cercetări interioare. Și cred că doctoranda a hotărât ceea ce a propus în lucrarea respectivă cu brio și merită a fi oferit, ar fi tare oferit cu felicitări doctorului. Mulțumesc mult! Dacă mai sunt doleanțe în public? Atunci, dacă îmi permiteți mie, în calitate de
un cuvânt de rotundire, pentru că nu știu de ce astăzi mie îmi stă în minte sfera. Cu această figură geometrică se asociază teza de astăzi, ceea ce înseamnă că este o teză întreagă și ceea ce înseamnă că este o teză care propune un model foarte bine aplicabil la alte sisteme terminologice, pe de o parte, dar în același timp și la subsistemele lexicului sportiv, pe de altă parte, adăugând alte elemente de analiză, inclusiv analiza discursivă, inclusiv analiza componențială, inclusiv analiza gramaticală și așa mai departe. Deci este o temă care pune o platformă, să zicem, de pornire, de la care ulterior cei interesați în analiza lexicului și analiza sistemelor terminologice pot pleca cu certitudine și cu încredere, pentru că este o platformă probată, de încredere și care merită a fi utilizată. Deci, spusele dumneavoastră confirmă că avem o teză valoroasă din punct de vedere științific, dar și aplicativ, și nouă nu ne rămâne decât să rugăm audiența să ne lase câteva minute pentru ca să votăm calificativele pe care trebuie să le dăm acestei teze. Da, asta vorbim mai târziu. Da. Am înțeles, da. Așa. Dați-o voie. Moment de solim. Respectiv. Cei bătrâni scoale, vă urmă ce zic. Eu, mă rog, așezată toată sesiunea, respectiv, îmi permit să mă ridic în picioare și să enunț deciziile Comisiei de Doctorat în componența Aurelia Hanganu, doamna Elena Constantinovici, doamna Ana Vulpe, domn profesor Ion Manole și domnul doctor Marin Butuc. Marin Butuc, care au decis a evalua teza cu 24 de puncte în general, media generală 3,42, ceea ce corespunde calificativului final foarte bine. În conformitate cu această evaluare, a doua decizie a Comisiei de Doctorat este de a acorda titlul științific de doctor în filologie doamnei Aliona Luca, în baza susținerii publice a tezei de doctor cu titlul Terminologizarea, Determinologizarea și Reterminologizarea în limba română, în baza lexicului sportiv, titlul de doctor în științe filologice cu calificativul foarte bine. S-a votat pro 5 membri, contra 0 membri. Semna? Și atenție. Dați-ne voie să vă felicităm cu ocazia acestei prestanțe pe care ați avut-o, care are în spate munca pe care ați depus-o și care are în față viitorul culegerii roadelor acestor muncă și implementării rezultatelor pe care le-ați expus astăzi, pentru că sunt interesante, sunt utile și cu siguranță vor fi cerute de comunitatea. Nu are cuvânt de încheiere? Are cuvânt de încheiere. Nu știam că am creat asemenea impresii. Dați-mi voie să mulțumesc din tot sufletul Comisiei de Doctorat pentru această apreciere. Dați-mi voie să mulțumesc școlii doctorale, în cadrul căreia am ajuns, iată, pe ultima sută de metri în traseul meu spre titlul râvnit. De la start până la finish. Da, de la start până la finish, iată-și. Bine și bine-și. Și vreau să vă spun că a fost o plăcere să muncesc sub îndrumarea comisiei, care, iată, mi-a ghidat și pe mine și pe, și pe colegii mei în timp de 3 ani. Și o deosebită, aș spune, onoare să lucrez sub îndrumarea conducătorului de doctorat, cu care am reușit să găsim limbă comună chiar din start, folosind terminologia sportului și până la finish, și de la care am avut ce învăța, mai cu seamă, promptitudinea și răbdarea cu care îmi răspundea la întrebări, pentru că eu știu să fiu insistent atunci când știu să scot omul din confortul său. Și, doamna, dați-mi voie să mai
să ofer șofoare care să vă amintească de acest eveniment. A fost atentă toată vremea. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Chiar sunt flatată. Și cu aceasta declarăm ședința de astăzi deschisă. Ne pregătim pentru următoarea doctorandă care vine.